Tot și m-am curentat. Nu cântă. Deci nu-mi place deloc ce se întâmplă aici. Nu cântă. Filmăm. Nu filmăm. Se filmează. Deci de la bun început. 30. De la bun început vreau să spun că vocea ta de ce se aude mai bine decât a mea? Spune și mie. Deci din start vreau să mă lucrez. Bună, Cristi. E excepțional acum. Unde e cafeaua mea? Unde e cafeaua? Să vină cafeaua mea. Vorbim. Deci, vreau să se consemneze de la bun început, da? Unde e cafeaua? Unde ai? Vreau să-i întreb și eu câte ceva, adică vreau așa. Deci, de la bun început vreau să se consemneze că sunt într-o stare foarte proastă. Foarte proastă! N-am chef de glume, n-am așa. Doi. La cererea ta am venit aici, deci absolut. Trebuie să-ți asumi toate nasuliile care se vor întâmpla de acum încolo. Ce se va întâmpla? Pentru că eu am legătura între timp cu niște domni din Brașov care te cunosc foarte bine. Și ce au zis? Și ce au zis? Uite ce voce are! Stați puțin, ce au zis, au zis, dar deja... Râsul ăsta și de mult, știi? Vrem... Ce vreau domnii din Brașov? Odată să recunoști că erai în clasa 9 și că erai mingile de basket celor din clasa 12. E un dombică care zice că asta făcea cu tine în curtea școlii. Stai. Eu m-am pregătit iară pentru se aude vocea ta mult mai bine decât vocea mea. De ce? De ce e microfonul ăla altfel decât microfonul meu? Eu stau puțin mai aproape. Bună, Cristi. Bună tuturor. Mă scuzați că... Dar... În timp ce-ți bei cafeaua... Am văzut... Nu cântăm. Deci, nu cântăm, să fie foarte clar. Am văzut-o și m-am curentat. Ochi de fiară, pantalon mulat. M-a privit și mi-a zâmbit senin. Nu trebuia să-ți faci o academie ca să vezi piesa asta. Am văzut-o și mă gâncăleșin. Mi-a spus... Ce, nu... Ea m-a spus, băiete, sunt un manechin. Corect. Și am o firmă mixtă cu un domn străin. Eu i-am zis, fetițo, fac un reportaj. Pentru cine? Pentru un ziar cu un imens tiraj. Oh, bine! Și s-a uitat atunci la mine. Și m-a rugat, ia. Să o înțeleg, e rușine. Da. Dar ar putea poza. Stai așa în pola mea. Stai așa. Nu. Mai mișcam. Gata, nu o să o cântăm pe toate. Asta e din ultima pagină. E din precambriu piesa asta. E foarte veche. Asta când azi noapte am cântat și Umbre pe cer și așa, pentru că am fost la nunta unui prieten, s-a însurat. Ai fost la nuntă? Ești căsătorit, nu? Eu sunt căsătorit. Se vede. Mi-a mai spus că e bine foarte greu. De-aia durează emisiunea asta. Chiar vreau să vă întreb. Ce trebuie emisiunea asta să dureze? Cât important sunt eu în viața ei. Știu cum să vorbesc mereu unei femei. Și s-a uitat din nou la mine. Și m-a rugat, ia. Dacă ar fi mult mai bine, s-o duc altundeva. Stai așa în boala mea. Stai așa. Piesa asta din 95.
Așa? Vreau să spun că toate fetele ți erau la îndemână. Doamne, Dumnezeule, unde am venit? Am greșit ceva? Am greșit, vreau să se consemneze și asta, am greșit. Deci aici, în câmp îți aduci tu copiii aici, nu? Am mai văzut și un loc de joacă de unde cred că îți recrutezi. Am mai văzut și un loc de joacă. Îți recrutezi viitoarele victime? Spune-mi. Da. Victimele noastre sunt cele mai... sunt prietenii noștri. Spune-mi, Horia, ce-i cu tine? Ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? De ce la, la ce nuntă ai fost aseară? Auzi, apropo și de chestia asta cu hai să bem, hai să nu știu ce băutura, dar ceva de mâncare ai? Păi e posibil așa ceva? La peste tot unde mă duc, hai să bem. Bă, dar ceva, vine omul. Am venit de la Baia Mare, am venit de la Mama Dra. De ce n-ai venit și tu cu, uite, o sărmăluță pentru vinul ăsta, pentru ceva, ceva de mâncare? Aici în câmp, nu o să găsiți. Dar ceva de mâncare de acum încolo la podcasturile astea. De ce să nu vină omul să mănâncă, să bea și gura lui? De ce? Hai să spun un lucru important. Stai că poate. Ai fost la 1, 2, 3, cred că ai fost la vreo 5, 6, 7 podcasturi. 5, 6, 7 podcasturi? Da. Așa de multe? Eu? Da, da. Eu te-am observat. Eu de obicei te observ. Ce faci, am observ. Sunt cu ochii pe tine. Și mi-am dat seama atunci că, într-adevăr, peste tot unde te-ai dus, exact așa s-a întâmplat, pe cum spui. Nimeni, fraților, nimeni, fraților, i-au pus vin în față. Bă, fraților. I-au pus un păhăruț de apă. Un păhăruț de apă, da. Nimic mineral, adică avem de... Și aici ce avem? Ce minerală. Ăștia sponsorii tăi, nu? Aqua Carpatica. Ce face Aqua Carpatica? Aqua Carpatica face bine atunci când eu fac mixtură. Ai văzut ce se întâmplă cu apa în România? Ce se întâmplă? Că e plină de plastic. Ai văzut? Astea sunt râurile țării. Și că uite, plastic. Nu. Dar pe bune, ieri m-am uitat la un reportaj, mi s-a făcut rău. De fapt știam, dar mi s-a făcut rău. Știu, l-am văzut. Nu vorbesc serios, incredibil. Asta una. Doi. Doi. Și m-am zis, dacă acum nu pot să fac ceva, dacă acum nu pot să fac ceva pe cel căruia... Gata? Gata. Pentru tine, cel care m-a influențat în atât de multe feluri. Prost. Prost, dar sănătos în același timp. Așa. Dacă eu nu fac un pas în față și spun, dragii mei co-naționali, podcastiști, așa. Aici este formula nouă, concitadin, co-podcastist. Da. Vă rog foarte mult, când invitați un om de talie lui Dan Bidman, atunci cu siguranță trebuie să vă pregătiți, pentru că Dan este un om de viață. Eu știu, poate că îl știu mai bine. De aceea, doamnelor și domnilor, pentru că știu că dorința lui șniț... Uite, și pe tricoul lui scrie șnițăl. Am venit? Băi, asta e trupă de trupă. Doi oameni cântă, unul la voce și unul la bas, unul la baterie. Unul cu vocea și basul și unul la baterie. Băiatul lui Eddie, uite mă, uite că s-a făcut dreptat. Poftim. În sfârșit. Nu face nimic. Da. Și aici avem. Hai, spune ce mai pregătit. Asta este un tacos cu un tortilla. Și era pregătit pentru copiii de sus care au venit din județul Vrancea și eu le iau mâncare acum, nu? Ia. A, ai tras cu furculiță? Da, de ce? De ce durează emisiunea ta atât de mult? Serios. Pentru că pun foarte multe întrebări pe care și le-au dorit de foarte mult timp invitații mei, una la mână. Așa. În al doilea rând, ai cunoscut-o pe fata mea cea mare? Era în stradă, da. Era în stradă, ce reclamă. Stătea pe stradă, plângea aici la colț, am băgat-o în casă, mi-a dat o cafea. Mă rog, da, e. Era în stradă, dar da. A venit din academie în stradă, din casă în stradă. Am văzut care e și biroul ei. Este adevărat. Vreau să spun un singur lucru, printre multe altele pe care ți-l voi spune. Așa. Este că eu am vrut de mult să te-am invitat. Așa, da, nu te-au lăsat. Din păcate, da. Nu m-am trezit prea devreme cu podcastul, pentru că este singurul loc în care... eu pot să discut normal cu tine. Dacă m-aș fi întâlnit la un restaurant, am fi discutat despre femei, numai despre femei sau despre... Dar ce te face să crezi că am fi discutat despre femei? Iar în altă ordine de idei, la emisiuni, de exemplu, la care am participat când tu erai prezentator, da. Atunci nu puteam să spunem mai nimica, pentru că timpul trecea foarte repede și ne apropiem de publicitate, domnilor și domnilor. Acum? Nu, la emisiuni. Astfel încât, în momentul de față, vreau să spun că ăsta e singurul moment în care pot să mă vorbesc cu tine normal. Pot să te simt, te-am luat în brațe, poți să vii cum vrei, poți să te dezbraci. E perfect cum ești. Poți să faci orice vrei tu ca să ne bucurăm de prietenia noastră, dacă ea mai există.
Da, în fine. Auzi, pentru chestiile astea pe care le spui acum. Asta vreau să spun. Știi că aștept și felul 2. Asta a fost doar... Adică mai târziu, că am auzit că... Deci niște sărmăluțe poate mai încolo, o friptură, o șampanie bună. Nu, adică puteai să mă aștepți cu un prosecco. Cu șampanie măcar. Știi cum e la nuntă? Pa, 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 da, da, da. Stai, bun, nu s-a întâmplat. Ce ți-am zis? Vin roșu. Dar și pe ăla mi-e teamă că îl... Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ia, mai gustă o dată. Nu, dar de ce să fac chestia asta? Stai puțin. Puteai să-mi spui, bă, băiatule, nu mă pricep, adu tu vinul. Puteai să-mi spui chestia asta? Zi. Puteai. Dacă mi-ar fi zis Horia, dacă mi-ar fi zis partea asta, Horia, ești minunat, mă bucur că sunt la tine. Ah, ce frumoasă. Păi toți îți spun că ești minunat. Toți atmosferă, nu știu ce. El o ia pe contramploa. Înțelegi? Așa cum, de exemplu, Alcaraz l-a bătut pe Rud pe contrapie. Alcatraz? Cine e Alcaraz ăsta? La Alcatraz o să vii tu numai că s-a închis în 63. Dar pe Alcaraz este noul next gen, cum zicea odată Djokovic. Noul next gen. Ce se întâmplă aici? Aici? Da. Aici o grupare de prieteni, Vali la tobe, Cristi la chitară și Marius la pian. Vrem să te întrebăm... Hai să începem ce mai faci? Sigur că da. Da. Vreau să te întreb prima întrebare. Mai ții minte când ne-am văzut noi doi prima dată? Noi doi? Da. Nu știu că sunt atât de supărat pe tine. Tu vorbești serios? Nu. Nu, că vreau că e altă motivația. Nu mai țin minte. Să mor dacă nu mai știu. Când? Dragii mei, era în 1994. Zi. Mi-a dat Mariana Șoitu telefon și mi-a zis, nu vrei tu să prezinți Eurovision? Și am zis, păi tata, eu am numai un an. Cum să prezint? Dar trebuie să și cânți. Eu? 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 Și imediat cum am început să prezint, mi-am dat seama că pe lista mea de artiști care concurează la Eurovision există trupa Holograf. Atunci am aflat prima dată că ai studiat ingineria, da. Că ai făcut hidrotehnica, da. Și că efectul de holograf este atunci când mi-ai explicat, ai făcut-o, Daniel, dat-o niște explicații. Lovitura de berbec. Așa, lovitura de berbec, holograful... A, nu, ai altceva. Mihai Pokolski, stai. A, da, da, corect. Mihai, să drăguțul de el. Da. E, și te-am prezentat, ții minte pe scenă, dacă nu mai ții minte, era Ion Cristinoiu. Așa. Dumnezeu să-l ierte, dirija acolo. Da. Iar... Dan avea un backing de 4 fete. Da, da. Una era Țurcanu. Da. Una era Daniela Vlădescu. Una era Țurcană. Alta era, cine mai era acolo? La un moment dat trebuia să fie Monica Angel, dar n-a mai fost. Aha. Daniela Vlădescu, Țurcanu. Așa. Țurcanu. Și încă două doamne. Și încă... Am uitat să spun că de atunci au trecut 26-27 de ani. Și eu am îmbătrânit foarte tare. Chiar 28, și... dacă stau bine să mă gândesc. 28? Da. Pă bune? Da. Deci, practic, noi doi... În ce an suntem? 2022. Ok. A fost în 94. 4. Știi tu chestia asta. Da, pentru că am fost primul prezentator din epoca... În continuare, microfonul tău se aude mult mai bine decât al meu. Ceea pentru că am... Vezi, deci sunt din ce în ce mai nervos. Deci v-am spus... sunt din ce în ce mai nervos. 2-10. Nu știu, dar nu, ceva, e un limitator, înțelegi? Mi-ai pus un limitator, pentru că vocea mea se aude mult mai bine, de obicei. Nu, vocea ta se aude bine și... Ăștia nu vreau să spun nimic. Ai fost coleg cu Dobrovolski? Hai, zi. Nu ne-am cunoscut, dar am știu că e un om de radio. Da. Dobrovolski. Ai fost la emisiunea lui Dobrovolski? Nu. Dar e din Brașov. Exact. Da. Și că stăteați pe acolo, nu v-ați văzut niciodată? Din păcate nu, foarte multă lume îmi spune că m-a văzut prin, adică mă știe din Brașov, dar cu nimeni nu ne-am neapărat salutat. Probabil că nu erau entuziasmați de cum jucam eu basket pe Șaguna. Așaguna, ăla e liceul de care spuneau toți că venea Brânciu, ne aducea mingile înapoi. Ce? Așa au zis, ce vrei, Bică, îți spune ceva unul, Bică? Băi, Bică era a 12-a și tu erai a 9-a. Nu, dar vreau să spun că țin minte
numele unei iubite de-ale mele. Așa, pe care o cheamă Mariana. Nu. Nu. Ai Mariana Țurcanu, Mariana Țurcanu. Nu, lasă. Nu. Zi. Ea era într-a 12-a și eram într-a 10-a, cred. Mihaela. N-ai avut o iubită, Mihaela? Zi repede. Am avut o colegă, așa? O colegă care îmi plăcea foarte mult, dar nu i-am spus deloc în timpul școlii și la întâlnirea de 20 de ani i-am spus: Mihaela, mi-a plăcut foarte mult de tine, dar n-am avut curajul să-ți spun. Uh-huh. La mulți ani. La mulți ani. Dar am avut o prietenă, Corina. Corina. Danila. Nu, Corina, nu știu. E foarte interesant că Holograf are o piesă, Simona, pe care nu o cântăm. Mai bine. Și de fiecare dată când spun unor fete pe care le cheamă Simona, vedeți că Holograf are o piesă Simona, nu o cunosc. Mai duceți-vă la concertul Holograf. Da. Când a fost ultimul concert Holograf? Acum câteva zile. Am fost, nu știu, plecați pe undeva, nu mai țin minte că am fost la o grămadă de rahaturi. Asta de concerte... Oriunde te vei afla. Asta nu mai cântăm de 103 ani. Ce de ce? Aia din 85. Pentru 6. Că... Eu, la ce nu te-ai fost azi noapte, măi? Băi, un prieten, dar cred că îl știi și tu. Zi. Doctor, din țar. Mișu. Mișule, fii atât de aici. Nu e așa că ți-a cântat ieri cântecul ăsta? Nu, da, a venit Baniciu și a cântat frumos. A cântat nunta. Unei mirelui. Că-i lumea la mireasa lui. Uită-te la ea. Băi, Cristi, stai puțin. Tu, adică tu ești părtaș la ce se întâmplă aici? Eu nu știu. Tu ești un om extraordinar pe care eu îl respect foarte mult. Așa te vreau. Eu țin foarte mult la tine. Mișu, trec nori prin mintea noastră și soarta lumii a devenit un joc. Da. Un zar ce se rotește. Ce se rotește. Ca să trăiești. Îți trebuie noroc. Stai că-mi pun ăsta. Noroc. Ca să trebuie noroc. Îți trebuie noroc, la mulți ani. Așa. Academia asta e făcută numai pentru Olia, numai pentru asta. Ca să înveze să cânte pe aer. Trec nori mintea noastră și soarta lumii a devenit un joc. Un zar ce se rotește. Un zar ce se rotește. Ca să trăiești. Ca să trăiești. Îți trebuie. Noroc. Mai stăm puțin. Mai stăm puțin. Tuftaf. Un, doi, au, becul se aprinde. Și întâi în pur, parcă s-au încetinit. Unde se elevi din școală? Goarea me cuprinde. Calculatorul iarăși a greșit. Iubito, mâna, dă-mi-o pentru clipa ce vine. Clipa ce vine. Suntem acum la început de drum. Poți să cânti și prost aici? Perfect! Umbre pe cer. Umbre pe cer. Se rotesc. Umbre pe cer. M-am spus că nu cânt. Gata, mă, nu, gata, asta a fost. Asta e o piesă pastilă. Bine, hai că mai stau puțin. Lumânările pentru mine? Hai să, vrei să spun acum o chestie care va încendia după 28 de ani totul? Da, te rog. După, și cred nu știți nici voi. După ce s-a terminat performanța. Stai puțin, e vine tu pe locul ăsta și eu pe locul. După ce s-au terminat. Mai puțin, ia. Ia. 2-10-2. Iubito, mâna, dă-mi-o. Tot așa s-au terminat. Schimbăm locurile. Bine, hai, zi. Deci, fii atent. Sunt. Acum pot să spun, nimeni nu mai e afectat de treaba asta. În 1994, așa. Toți artiștii prezenți la Eurovision au terminat. Și au terminat. Comisia pentru deliberare. Eu, care toată copilăria mea am fost influențat de domnul Bidman. Așa. M-am dus la... Era Țeicu. Era... Mă, și cu ce piesă, cu Monica Angel, mi se pare. Da? Extraordinar era. Erau mai mulți oameni acolo și am zis... M-am băgat și eu în seamă. Eram cunoscut, eram domnul Robingo pe vremea respectivă. Cam da. Și am zis și eu, domne. Când am auzit, deci asta, ăla m-a cucerit pe mine, armonia aia de la dincolo de nori. Cristian, ajută-mă. Doi și... Dincolo.
Am intrat fetele. Dincolo de noi. Ce-mi place mie de tine. Și dincolo de noi. Și când a început explozia. Așa? Dincolo de noi. Dincolo de noi. E lumea mea, e lumea mea, e lumea mea. Dincolo de noi. E lumea mea. Aici s-o terminăm, nu? Dincolo de noi. E lumea mea. Băi, am zis, ăsta e, mă. Ăsta e, ăsta. Și m-am dus în spate. Unde în spate? Asta nu știi, asta o să spun acum, după 28 de ani. Da, spune. M-am dus în spate. Dom'le, cine? Și îi vedeam pe toți acolo. Băi, și pe cine trimitem? Atenție, n-a fost o chestie, alo, bună ziua, SMS, telefon. Pe vremea aia nu erau cu, da. Nu. Acolo se hotără. Pe cine trimitem? Pe cine trimitem? În Dublin. Țeicu. Pe cine trimitem? Da. Eu l-aș fi trimis pe Țeicu, sincer. Nu, hai să spun o chestie. Așa. Era altcineva. Nu era Bitman, nu era holograf. Deci nu se poate. Da, nu știu cine era, că nu... Nu, 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 nu asta am vrut să spun. Prin împotriveala mea și prin ideea mea fixă, am zis, dom'le, ăștia trebuie să meargă. Ăștia trebuie să meargă. Sunt tineri, sunt frumoși. Uite, dom'le, pe ăsta, pe solist. Ia. Yeah. Mă rog. Hai, uite, pe solist. Uite, uite ce faci așa... Aici e, nu știu, Belize și aici e Maldive când faci așa, știi? Aha. Brizele sunt la întâmpâna oricui. Nu știu dacă am contribuit, nu știu dacă ei au făcut cărțile, dar te-am susținut încă de atunci și te susțin în continuare. Să mai duc o dată la Eurovision. Cu aceeași... Dar știi că eu le-am propus chestia asta cu 3 ani? Să te duci cu Dincolo de Nori? Nu. Le-am spus, bă, băieți, s-au făcut 25 de ani de când a fost prima oară o trupă sau cineva din România, 25 de ani. Așa. Încă trăiește solistul. Uite. E aici, e în viață. Aveam și o piesă. Nu mai știu, Pierd înălțimea din ochii tăi, că se numea. A, știu. Dar nu contează. Și le-am zis, n-ați vrea voi să nu mai faceți concursul și de ăsta și de ăsta. Nu, era doar o idee. Dar le-am zis-o pe bune. Cum ar fi să apară după 25 de ani un moș, în fine, cu filmarea de atunci, de acum 25 de ani, cu Dincolo de Nori, să vadă oamenii, ar fi fost un moment unic, inedit și nu știu ce. Bineînțeles, televiziunea română n-a înțeles ce le-am propus eu. Nici eu ce-au făcut. Păi da, da, tu trebuie să știi că nu se putea pune filmarea respectivă în cadrul performanței efective, ci doar în prezentarea ta. Știi ce zic? De ce? Ladies and gentlemen. Păi nu pe spate, ladies and gentlemen. Păi nu pe spate. A, pe filmarea spate. De atunci, de acum 20 și așa de ani. Dar să nu cânti Dincolo de Noi. Nu! A. Eu cântam piesa României, noua piesă. Sau ce era ea acolo? Uh-huh. Dar cu filmarea, imagini și de atunci, de acolo. Tocmai ca să marcăm, bă, a venit mortul. După 25 de ani, a venit, uite-l. Tu ești mortul. Da, eu eram. Și cred că era o idee bună, dar nu s-a... Nu. Vezi tu, nu, ai pus bine problema, dar ți-ai lipsit ceva. Dom'le, dacă îl punem pe Brenciu pe spate. A, da. Să... Așa, atunci ar zis, da, dom'le, da, merge. Da. Merge. Acum am înțeles de ce durează emisiunea asta două. Nu, ori. Eu, Dincolo de Nori. Eu eram pe norișor, așa, și treceam pe deasupra. Cum ar fi chestia asta? Vreau să te întreb. Zi. Și acum am discutat de televiziune și vreau foarte tare să-mi spui chestia asta. Te rog. La câte emisiuni ai participat, vreau să le numim aici ca să știe toată lumea. Cum adică la câte emisiuni? Câte așa de-a lungul vieții? Sau de-a lungul vieții. Păi nu știu, am început cu o emisiune cu Anca Țurcașiu, și mai era Daniela Anencov, de la care am învățat enorm de multe. Sper că e bine, e în Franța. O actiță fabuloasă, de la care am învățat cum să relaționezi cu publicul într-un studio de televiziune. Pentru că intra, era așa o mogâldeață mică, îmbrăcat într-un clown. Și atrăgea toate privirile, dar felul în care se ducea și îi făcea și hai să râdem, hai să nu știu ce, hai să le capta atenția imediat. Și aia mi-a rămas foarte tare în cap. Deci Badabanu. Badabanu, stai să se puțin. Cu Anca Țurcașiu ai dat foarte bine, pentru că eu vă vedeam. După aceea a venit și Mihai Constantinescu la Badabanu. Cu Anca sau la Anca? Cu Anca a prezentat după ce ai plecat tu. Știi că noi am fost oarecum, ne-am avut căi paralele. Așa. Tu te-ai apucat de cântat pentru că ai fost mult mai talentat ca mine încă de timpuriu. Da. Iar după aceea căile noastre... Poți să repeți chestia asta? Tu te-ai apucat de cântat. Tu te-ai apucat de cântat mult mai timpuriu. Pentru că erai mult mai talentat decât mine. Dar ce, nu știi chestia asta? Nu, dar vreau să punctăm anumite momente în această emisiune. Orice vrei să punctăm, spus că repete încă o dată. Voi fi rău, voi fi dur, voi fi exact cum... Duritatea asta mă încălzește. Ești ca mierea. Hai, bagă. Și? Băi, prima mea inspirație, pentru care am și prezentat Tip Top Mini Top, că asta e paralela noastră. Ah.
A fost Ioan Luchea Mihalea. După aceea te-am văzut pe tine. Foarte extraordinar. Relaționând cu o fată și am zis, ce interesant. Ție-ți plăcea de fată. Anca. Da. Așa, și îmi plăcea de Anca și... Și atunci am învățat că trebuie să dai... Îndrăgostit sau nu, cu partenerul de drum. Bineînțeles, la prezentare. Cu partenerul de drum. Care a fost următoarea emisie? Emisia din 1989, când, fraților, am un vis. Nu, a fost după aia, a fost emisia Bravo Bravissimo. Așa, Bravo Bravissimo. Și trebuie aici, trebuie să, totuși, dacă tot m-ai provocat, trebuie să ne aducem aminte de niște domni care au fost producătorii acestei emisiuni, doamna Vertan. O, Ada. Ada Vertan. Pupăm, Ada. Domnul Dumitru... Dumitru Moroșanu. Dumitru Moroșanu. Domnul Dumitru Moroșanu, care iarăși îi doresc multă sănătate. Da, drăguț. Nu știu dacă... N-am mai vorbit de ani de zile. Încă un domn care nu mai este, o să-mi aduc aminte și numele lui, și care era așa... Iordăchescu, Octavian Iordăchescu. Octavian Iordăchescu. Da. Trebuie să ne aducem aminte de ei, pentru că în vremea aia cam ei erau acolo și făceau așa. Bun, deci Bravo Bravissimo. Asta a fost în 99, 90 și... Chiar nu mai știu, vorbesc serios, chiar nu mai știu, știu doar atâta că au trecut foarte mulți pe acolo, care astăzi sunt actori, da, actori, de la Natanticu până la ăsta care îi bea tot timpul. Vâncică. Vâncică era acolo. Am fost la Bravo Bravissimo. De incredibil. Câte ori, da, de multe ori. Și nu numai, nu numai, au fost și tipe și tip, nu, multă lume a trecut pe acolo. Dar și am trecut pe la emisiunile tale. Am vrut să spună degeaba. Nu, o singură dată a trecut și a rămas, e pe net aia cu Unforgettable. Nu, e altceva cântăm noi. For all the girls I long before. Și după aia m-a enervat a doua oară. De ce te-am enervat? Fii atent, hai să spun. Nu, chiar bine. Vine Mircea Brenciu și zice... Băi, hai să facem un Michael Jackson. Un Michael Jensen. Ce să facem, mă? Eu am zis asta? Michael Jensen? Eu am zis asta, să facem noi doi chestia asta? Nu, era un duet. Michael Jensen cu fraierul ăla de la Beatles. Ăla care e cel mai bogătan. Ăla. My girl. My girl. Nu, 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 zi-mă. My girl. Nu, altceva. O prostie de piesă. Nu, nu, nu. Și am zis, cine-l face pe Michael Jensen ăsta? Faci tu și pasul și ălea și o tumbă, ceva? Așa, așa. Numai la papa ne e gândul mai. The girl is mine. Oh, baby. Got that girl is mine. My girl is mine. Prostie. N-a fost. Nu, n-a contat. După care am făcut așa, timp de 9 sezoane cu domnișoara Nicoleta Ilie. Te pupăm, Nicoleta. Te pupăm dacă ne mai vezi. Achiore, țăraca. Așa. Cu Nicoleta Ilie am făcut asta de zice Dănuț Serele. Esa, da, Impex, pentru că nu se știa cum să-i facem, ce nume să-i dăm, ce. Și am zis, da, tu-ți serele, ceva acolo. Așa, de acolo a fost, într-o ședință. Da, da. Da, dar asta a fost singura, una dintre puținele emisii. Putem să schimbăm vinul? Sigur că da. Una dintre puținele emisii. Pe Uber, putem să dăm comandă? N-am voie să spun. Una dintre puținele emisii în care așa am... Stai, ce vrei să faci? Să deschizi altă sticlă de tot de asta? Nu. Să nu te prind. Ia. Bun, sound bun. Una dintre puținele emisii la care... Clopote, reîntregirea, pari, da. Asta era Hrușcă pe vremuri. Îi schimbase, Păunescu îi schimbase textul. Stai că am discutat... Cu bat clopote, vestind reîntregirea. Și el era cu... Iar ai venit, iubito, hai de vino. Era altă, cu un fluture. Și el o făcuse patriotică, Păunescu. Un flutură. Un flutură. Așa, foarte frumoasă piesă al lui Hrușcă. Da, unde rămăsesem? Unde rămăsesem? Rămăsesem la... dar nu se... Ce faci? Stai că trebuie să văd ce faci acolo. Că tu... Ai trecut peste un... Ai trecut peste un... Se schimbă treaba, se schimbă. Peste o emisiune. Friptura avem? De fapt era un film. Ce film? Era un film cu Lori. Film cu Lori? Da, la TVR ai făcut un film cu Lori. Am făcut un serial cu ea, un serial cu, nu știu cum, Lori și Tanti Mili. Așa, Lori, așa. Dan și Tanti Mili. Așa, așa. Au fost câteva episoade, da, făcute și vândute TVR-ului de către ProTV. Pentru că pe vremea aia Lori era căsătorită cu soțul ei, cu Boncea. Care Boncea, să știi că a avut un aport extraordinar la formarea noi trupe holograf de după
Revoluție și a albumului Supercalifragilistică la Supersonic. Serios, asta e mâna și opera lui, a lui, a lui Boncea și a lui Adrian Sârbu. Vorbesc foarte serios acum. Voi nu vezi nimic, nu? Știu, noi suntem cu mașină. Și eu sunt, dar stau în cartier. Ce? Ma, da, așa zi. La viața ta. Amo d'ambla. Cine a contribuit? Cu ce? Nu profesională. Viața ta, sufletească, cine a contribuit? Casa? Contribuit în sens pozitiv, constructiv. Vrei să o dăm pe familie acum? Nu știu de ce lumea, când vine așa la un podcast, toți vin să se facă de râs. Adică să spună ei viața și uite ce am mai făcut și uite realizări. Și... eram la Bravo, Bravissimo și acum am să zic la viața mea. Nu, tu m-ai condus pentru că m-am inspirat din vorbele tale. Absolut. Da. Ești prea... Stai, ești circumspect. Deci, așa, și am ajuns la filmul cu Lori așa, da. Și eram cu Dănuțelele care a mai durat și așa. După aia m-am greșit că ieri m-am dus 2 ani la X Factor. Unde nu mi-a plăcut. De ce nu ți-a plăcut? Deloc. Nu că de ce. Deloc. De ce nu ți-a plăcut? Pentru că îmi puneau vorbe în gură și trebuia să cine spun... Cine spunea vorbe? Toată lumea, în sensul că... Ba nu, dar nu îți veneau să spună câteodată, uite, noi asta căutăm. Nu e adevărat. Erau 7 texte care alea erau. Niciodată... Uite, ești foarte bun. Noi asta căutăm aici, la concursul nostru. Dacă n-ai spus-o tu, a zis-o... Bănică. Să o facem lată încă o dată. Încă o dată. De, a venit aici vreodată? Nu, dar vezi că ai făcut acolo un jazz, nu un rock and roll. Mă rog, că l-am văzut că îi place să cânte la chitară acum. Am văzut într-un... Băi, ce îmi place să cânt la chitară. Gang, gang, gang. Hai mă lași. Așa, și fii atent. Nu, că trebuie să... Adică... Mi s-a părut că ai avut câteva momente în care, pe televizor, te-ai simțit bine la X Factor. M-am simțit. Nu pot să spun că nu m-am simțit. Dar... Când trebuia să alegem cazul că era mai important decât cântărețul, nu mă simțeam în largul meu. Când vedeam că voturile se duc cum se duc, nu mă simțeam în largul meu. Că trebuia să înțeleg că o emisiune de televiziune, unde noi știm ce vindem și cui. Și că sponsorul a dat telefon și a spus, uite așa. Nu cred. Nu, mi se spune în cască că nu e adevărat. Bine. Nu, mi se spune în cască faptul că... Trebuia să mă sun pe mine. Cască. Eu mă uitam la televizor atunci. Pe vremea respectivă eram la Vocea României. Dar eu mă uitam la voi pentru că vroiam să văd. Mă, când tu îți dai seama că erai cel mai titrat, jurat. Și ești în continuare. Păi tu mă dă de față, tu trebuie să fii ca un Black Sheldon de la Vocea... ceva romantic. You're supposed to be like Black Sheldon. Black Sheldon, yeah. Tu ești un tip carismatic. Yeah. Tu ești un tip care știe muzică. Of course. Tu ești un tip care a făcut muzică, a creat versuri, a scris muzică. Tu ești un tip care aude voci. Tu dai seama dacă cineva cântă prost sau nu. Aud voci. De ce mă întreb chestia asta? De ce trebuia în emisiune acum să vorbim despre... Eu ți-am spus eu odată mai de mult și așa. N-ai vrut nici până în zilele noastre să mă asculți. Ia zi mă, ce zici? Fii atent. Ia mă. Te-am întrebat, și totuși, asta e de la Marius Bațu, spune așa că are totuși o vârstă când ar trebui deja să se hotărească cine vrea să fie. Pompilia Stoian, Blake Sheldon, ăla de-ți plăcea ție de murei, dar ăla era slab și dansa și eu spuneam, nu te uita la ăla, dă-l dracu. Robi? Așa. Cine pielea mea vrei tu să fii? De ce nu vrei să fii? Dar ce pana mea, nu înțelegi? Ha! Ria? Da, mă, da, eu pot să fiu de toți. Eu am luat și de la... Eu vreau să fiu Dan Bidman. Dar de ce? De ce să iei? Lasă-l de la morții lui. De ce? Da. El su muertas, palabras de amor. Așa, mă. Uite, la pian... La pian geric. Que me gusta lo mejor. La mujeres ne mi faltan, ne me duște la amor. Vezi? Și dacă vă spun ce urmează, o să grăbesc că vă înșel. Dar... Risc să mă faceți verde barză până la capăt un Michel. Așa. Hey, cousin Vinny. Vezi, asta nu se... Bă, dar hai să cântăm o piesă de la tine. Hai, gata. Și... Septembrie, boom. Că vine septembrie. Asta e piesa care acum o să te dea pe toate boamă. Septembrie, boom. Da, și cum... Asta e blestemul și... Și, bineînțeles. Dar spune cum începe. Primele versuri. Atât. Spune-mi doar versurile. Pentru tine o dedic. Pentru tine o dedic. Dăm și mie un ecou de peșteră, de peșteră concavă. Ah, deci la tine se poate și la mine. Dimineți. Așa. De septembrie.
zici cu aroma de bitma, de cafea, unorfin ce se ridică. Ai, endorfin ce se ridică, ai zis? Simplu din țigara ta. Ia mai dă-te-n soașca mea. E pus pe fapte mari. E scris acolo? Eu personal și multă lume din fața care ne urmărește acum pe calculator sau pe telefon zice un singur lucru. Dom'le, eu aștept în viață o minune. Dar de ce? De ce iar revenim la invitat? Pentru că tu ești centrul atenției noastre în clipa de față. Tu ești centrul universului. Ți-am smuls un zâmbet când ți-am dat primul vin. Ți-am smuls un zâmbet, al doilea zâmbet când ți-am dat al doilea. Ți-am smuls al treilea zâmbet când ți-am dat o tortilia. Tortilia. Cine știe ce poate urma? Nimic. Pentru că eu m-am pregătit mai mult decât oriunde te-ai fi dus tu până acum. Așa? M-am pregătit pentru tine. Oriunde te vei afla. Oriunde te vei afla. Da, măi, eu cu Cristi. Cu Cristi nici nu e nevoie. Fii aproape, oriunde vei fi. Doar ne uităm unul la altul și știm exact. La 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 la. Mama nu m-a dat domnic la școală. Mai stăteam despre domnic. Am stat acasă un an. Cum spunea liceul ăla? Am luat cu mine o citară. Și-am plecat în lume fără un bărișor. Nimeni n-a știut de-atunci de mine. Te-ai învățat și cu voi? Nici eu nu am mai vrut un duie. Dacă mi-am fost rău sau mi-am fost bine, să judeci tu acum dacă vrei. Vreau minune, vreau minune viața mea. Vreau minune, să mai pot schimba ceva. Vreau minune. Ochii la gomaș. Asta nu-i place să cânte tare. Anii au trecut pe lângă mine. Nu, asta e mai târziu. Nici nu mi-aduc aminte ce-am fost rău. Te-ai citit greșit, vezi? Prietenii mi-au spus să vin acasă. Du-te acasă, bă, băiatule. Încerc să fac ceva cu viața mea, bă. Anii au trecut pe lângă mine. Așa. Și nu-mi aduc aminte ce-a fost rău. Ce-a fost rău. Acum de o minune. Minune, unde minune? Să fiu din nou așa cum și acum am fost eu. Vreau minune. Aha. Vreau minune viața mea. Vreau minune. Să mai pot schimba ceva. Vreau minune. Fiu din nou copil la gomaș. Tu crezi la căcatul ăsta? Ăsta la... Aha, te-ai crezi! Stai că ți-am umplut-o de căcă ăsta. Da-da-da-da-da-da, pa-pa! Să nu spui că ai învățat așa. Asta se învață aici la Academie, nu? Măi, Stevie Wonder, ia, las-o jos. Nu ne enervăm, așa. Așa, cum putem să continuăm discuția. Na-n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 a
Dimineți cu ferestre deschise, septembrie bun. Nu te las, nu te las, nu, da. Da, mie îmi place de tine. Și aia. Dacă nu, te, dacă nu te-ai fi comportat așa, aș fi crezut că s-a întâmplat ceva cu tine. Și că s-a întâmplat ceva cu noi. Nu vezi că suntem aici amândoi? Facem, placem, a mea, inima. Nu? De acolo ți-a venit, nu? Stând
pe toaletă? Ce te-ai gândit? Fac ce-mi place, bibiba. Când ești cu mine, așa, și mă simt bine. Aha. Fac ce-mi spune-i. Spa, spa, nou centru spa. Fac ce-mi spa. Academia Horia Brinciu, noul centru spa Horia Brinciu. Veniți să luați apă. Braților, ciuliți urechile. Citez. Pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și istoriei românești, îi decernăm domnului Dan Bittmann Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria B. Scoate săbile, scoate săbile că te-am spart. Niciodată n-am reușit să fiu și o categoria A. M-au băgat la categoria B. Aia, am fost părât toată viața. Iartă-mă, care e diferența între categoria B? Eu nu știu nici măcar ce face aia cu B, cavalerul. Și că trage ăștia cu pușca dacă mori. Pe bine. Bun atât? Da, atât. Pune mâna pe el. Da, Dan. Zi, da, Dan. Da, da. Știi, eu sunt adeptul, băi, e un artist senzațional. Fă ceva în timpul vieții. N-a făcut nimeni nimic. Doar domnul Ion Iliescu, care, iată. Și mulți l-au refuzat. Eu am zis, bă, nici nu eram acolo când s-a întâmplat chestia asta și am venit după vreo 2-3 săptămâni, m-am căutat de la Ministerul Culturii și mi-a zis, domnul Bittmann, trebuie să veniți aici să vă mânăm un sul de hârtie. Și m-am dus și mi-au dat... Și nu e o insignă? Nu știu, că n-am deschis-o decât de două ori odată ca să văd ce e înăuntru, să nu fie... Și a doua când i-a arătat-o cui? O gagică, cred că i-am... Ia uite, iubito, sunt cavaler. Acum vreau să spun de ce ți s-a dat categoria B. Hai zi. Pentru că e categoria Bittmann. Oh. Ce bine că nu e categoria Brenciu. Auzi, da. Ia deși mie chestia aia cu care te speli pe dinți. Aia, din spate, din spate. Mâna întinsă, aia. Asta, mor după asta. N-am știut niciodată să o fac, să nu, meargă. Nu așa. Așa? Așa. Se pune mâna pe ea? Cum o chema pe percuționistul din holograf? Bă, știi că a dispărut de 3 ani de zile, nu mai știu nimic de el, nu mai știe nimeni nimic de el, Emil Sumach. Emil, da. Vreau pe această cale să-l dau în urmărire generală, atât în România cât și în străinătate. Mulți, adică ne gândim să nu cumva să, ce? Să fie arestat pentru posesie și consum ilegal. Nu cred. Nu știu, deci nu a dispărut. Mie, sunt ultimul care i-a răspuns la telefon. Dă-mi și mie, te rog. E din Sfântul Gheorghe, dacă cumva știți ceva de Emil Sumach. Dă-mi și mie Conga. Ah, Conga? Credeam că telefonul. Dați-mi telefonul să vorbesc cu Emil. Nu. Cum ar fi? Nu, fără ăla de jos. Serios. Fără ăla de jos, da. Pur și simplu n-am mai venit. Mie mi-a răspuns, era în timpul pandemiei, l-am invitat să meargă cu mine și cu Marius la un mic spectacolaș. Și a zis, băi, nu, vezi și tu ce nebunie e, mie cam frică, mie nu știu ce, și din momentul ăla n-am mai apărut. Deci sunt 2 ani și de când nu mai știm nimic de Emil. Se pare trage rău. În sus, pur și simplu. Sincer, pentru că era un tip extraordinar. Se trage în sus. Fusta mai sus. E periculos. Trage fusta mai jos. Mm. Și acum de ce vrei să te faci de râs? Știi cine mai face chestia asta? Cine? Ia zi. Și se face de râs. Are emisiune de jazz. Tito Puente. Nu, hai, zău. Tito Puente. Păi de la el am învățat. N-ai zi. Învățat, da. Zi tu cine? E unul care... Și cântă și la muzicuță. Cântă și cu vocea. Mă rog, cântă cu vocea. A, știu cine. I wanna need... Na, na, na. Cântă iuturi. Așa. Where the streets have no name. Da. Și seamănă, nu știu cum să spun. Cântă cu Patoi. Probabil, a cântat și cu Iulian Drabet într-o emisiune. Cine? Bibi. Nu, nu. Bada. Cine? Berti Barbera? Yes. Dar de ce zici? Îi bate bine la... La ce? La Conga. Mm-hmm. Da, el bate bine la Conga. Știi care e chestia, Dan? Zi. Tu ești... Prea... Tu ești un artist senzațional, păi te cunosc de mic, dar în același timp ești un fel de soacră. Sunteți ca copiii mei. Precum copiii, așa. Deci vreau să spun că asta, combinația asta te face pe tine incitant. Antipatic, chiar. Nu. Pentru mine n-ai fost niciodată antipatic, deși... Au fost momente. Băi, îți poți permite, mă. Vezi? Înțelegi? Tu îți poți permite. Da. Deci eu te cunosc,
Trebuia să te întreb, ai academie de... Că așa facem în Gurel. Ai terminat facultatea? Da. E, pune și tu un vin. Și eu trebuia să te întreb, ai academie de sunete? Da. E, pune și tu, fă și tu ceva serios. Dar am sărit, vezi, am sărit de la ăla care ai zis tu, americanul care cântă cu un alt idol de-al tău, că au cântat Blake Shelton, au cântat împreună cu Bim Bom Bimbi, ăla care e idolul femeilor rase, la Păsărică. Nu știu cine e ăla. Da, hai mă, ce dracu, au piesă împreună, dacă dăm acum căutare, Blake Shelton și cu un tip care 100% îți place și da, mare mirare dacă nu-i cânti și o piesă până concertele tale. Mare mirare. Michael Bublé. Exact! Hai, am mințit eu cu ceva, ce vedeți? Da, că eu sunt soacră. Băi, fii atent. Eu sunt soacră. Tu ești, eu cred că, deși nu-l cunosc personal, pe eu cred că Michael tu ai Bublé. Ceva din, din Robbie Williams. Da. Sunteți înțepați câteodată amândoi. Nu Robbie, Robin Williams ăla, nu, care plăcea. Da, Robin Dumnezeu e Dumnezeu. Ăla îmi plăcea. Dar nu poți să tăgăduiești faptul că Bublé are într-adevăr un timbru fascinant. Dar de ce nu vrei să le povestim noi telespectatorilor tăi despre multiplele serii în care stăteam la tine acasă când nu erai căsătorit, băgă-mi așa picioare, și cu 1000 de copii după tine. Băi, sunt aici copiii mei! Băi, tu vezi de treabă acolo, copile. Tu vezi de treabă acolo, copile. Stai cu mine de acolo, pe canapea. Așa, stai. Ce e asta? Dan, to all the girls. Ah, deci te-ai gândit și la chestia da, asta. Da, m-am gândit. Băi, termina, fii atent. Așa, așa. Și stăteam cu tactul. Bă, seara de seară. Se uita la Michael, nu Michael Bublé. Nu, mă, nu, nu. La Robbie Williams. Bă, gămeaș. Și încercam să-i spun, bă, uite-te-vă la el. Are 300 de chile mai puțin. Se mișcă, se face, se drege. Un prost de impresar s-a uitat la el. A zis, tu, din aia patru idioți, tu ești ăla care o să fii, ce unul o să fii. Și el vrea să fie Robbie Williams. Nu, nu, exclus. Robbie Pântecului a ajuns, dar nu Robbie Williams. Bă, deci, termină, uite-te în ochii mei. Și stăteam seară de seară și aveam o răbdare de fier. Îl ascultam, îmi punea tot felul de... Uite, dar poate așa, dar poate așa, dar poate... Hai, mă, zi. Soacră. Au fost niște momente în care, în discuțiile pe care am avut cu Dan în fiecare seară, mă gândeam, cum putem să facem ceva la noi? De fapt, eu îmi imaginam altceva. Lucruri pe care l-am pus foarte rar. Asta este problema cea mare. Foarte rar în practică. Eu îmi imaginam 1000 de întâlniri cu Dan pe scenă. Bucuria noastră e să ne vedem. Dar dacă întâlnirea noastră... Bucuria noastră, a ta, e să ne vedem. A ta care e... A mea e să stau. Deci nu mai vreau să cânt. Nu cred. Nu mai vreau să cânt, să nu mai aud. Nu, nu cred. Să nu mai aud. Nu. Când sunet. Aici sunet. Minți. Notă. De-aia ai cântat aseară. De-aia am cântat aseară. De-aia pentru că am fost... Deci el minte pe față, mă. Înțelegeți acum? El minte pe față. Dar aș putea să spun ce nu mai vreau să fac? Zim. Nu vreau să mai cânt. Na. Nu e adevărat. Să... Pentru că ai ca o... Ia. Nu controlezi flacăra artistului din tine. Ok, o temperez, dar nu poți controla definitiv. Ia mai te tu așa din mână, așa că... Tu ne peux pas controler... Ah, non, je ne contrôle rien! Non! Bonjour, mesdames et messieurs. Așa. Urmăritor, quel telespectateur nu e? Cine a mai fost la aici la podcast? Păi a fost prietena ta, Teo Roz. Da, a fost. Adică ce vrei, și-a lăsat? Nu, nu, nu. Nu, nici a lăsat nimic. Aici nu se lasă rujul și nici parfumul. Și nici alte chestii. Nu, cred că s-au dat cu parfumul meu. Oh. To all the girls. Ai parfum tău? Hoya Branchu parfum? Pusbum? Ceva? Da, dar toate la timpul lor. Ok, bine. Doamne și domnilor, această piesă... To all the girls I loved before. Auzi. Ce se mai... Who traveled in and out my door. Echo? N-am nevoie de echo. I'm glad they came along. Alone. I dedicate this song. This song. To all the girls I loved before. To all the girls I once caressed. And may I say, I've held the best. For helping me to grow. I owe a lot, I know. To all the girls I've loved before. The wind of change can always blow in. And every time I try to stay,
The winds of change continued blowing, continue blowing, and they just carry me away. Hi, Dennis. Yo. To all the girls who shared my life, my wife, who now are someone else's wives. Oh, shit. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. Oh, to all the girls we loved before. Aici unde scrie HB ești tu? Și eu, Dan. Who traveled in and out, outdoor. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Nu mai s-au terminat pagine. To all the girls I've loved before. Hai că te-ai făcut. Prima. Da, da. Who traveled in and out my door. I'm glad they came along. Știu că e o chestie acum. They dedicate this song. Acum, fii atent. To all the girls we love me before. Știam că vine băcăleala la sfârșit. Vine băcăleala. I-am zis, nu vreau un podcast perfect. Și m-am gândit la tine. Asta a fost răutată. Asta a fost bună. În sfârșit ai ți-a plăcut făcut asta. Și tu. Dar de ce mi-ai zis bună? După 28 de ani că nu... Serios. La mulți ani. Nu ți-am spus. Nu mi-ai spus. Și chiar a fost o scăpare neintenționată. La mulți ani pentru 5 martie. 5 martie. Când ai făcut concert, am niște poze pentru tine. Ai făcut concert la Polivalent în 2018, pe 29 martie ziua ta. Așa. Și nu ți-am putut spune la mulți ani. Păi nu puteam să o fac în 5 martie dacă pe 29 e ziua mea. Înainte de podcast, cineva mi-a dat o serie de fotografii cu tine. Poate după. Nu, înainte de poate podcast. Am făcut-o în 5 aprilie. Nu, în 5 martie, în 2018. Mă, n-a fost sigur în 29, n-a fost în 29 martie? Acum. Acum în 29 martie când a venit și Ian Pace de la Deep Purple. A? Nu știi, vezi? Vezi, trebuie eu să te... Nu am auzit deci, de am Deep pus mâna... Purple. Ce este aceasta? Deep Purple este formația cu care am crescut eu. Niște băieți extraordinari din care trebuie să spun, pentru că trebuie să spun, fraiere, că... Cac sucker, așa? Yes, nu. Just sucker. Deci, trebuie să spun că a venit Ian Pace de la Deep Purple da. Și am cântat împreună două piese. Ce piesă asta? Nu Stormbringer, cum aș fi vrut, ci mai țin eu dracu mintea. We all came out of mantra on a lake Geneva. Smoke on the water. Smoke on the water și încă una foarte, foarte frumoasă. Așa vorbea prințesa care dintre ele, că nu mai țin minte, aia lui ăla de se credea de România. Și ea vorbește așa și așa am învățat și eu să vorbește dacă e regalitate, să fie regalitate pentru dacă, toată lumea. Cum era refrenul? Da. Smoke on the water. Bă, știi, Cristi, bă, băi, deci, fii atent. Nu, când că am cântat-o orice... și noi la Sala Palatului. De ce? De ce? Pentru că asta a fost una dintre piesele pe care am auzit-o prima dată la Europa Liberă. Eu am vrut să-mi fac un dambla. O dambla de ziua mea, pentru că am făcut 60 de ani. Asta nu trebuia să o spun, dar acum, dacă tot am spus-o, sunt cu 12 ani mai mari decât tine. Nu. Ieși afară. Nu, acum. Ieși afară, dar eu să vin înăuntru pentru că sunt 10 years. Doar only 10 years after. Only ca să mai când ai făcut tu 50? Deci eu știu foarte clar. Tu ai 48? Spune. Nu mă, am 50. Când dracu ai făcut tu 50? Aia, anul ăsta. Am așteptat un telefon din partea ta. La mulți ani. Mulțumesc, la mulți ani. Mulțumesc. Iată că s-au reparat anumite chestii. Să fiu al dracu dacă eu nu credeam că tu ești mult mai mic. Mult. Dacă ai ști de la mine cât de mic te vezi. Nu, zi. Dacă ai ști iubirea. Asta cu e. Celelalte cuvinte. Ah, nu mai da. Dacă ai ști iubirea. Eu când iau într-adevăr. Băi, n-am știut de chestia asta. Cum naiba n-am știut eu de Ian Pace și cu Beatman? Pe cuvântul meu. Unde ai fost la ce Sala Polivalentă? Nu, pentru că am fost la Sala Palatului și am încercat acolo să fac un spectacol. Și mi s-a explicat exact că nu se putea pentru că poate avem 30%, 50% sau 100%. Și atunci am zis bine, 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 bine și ne-am dus la Berria H
Și unde a fost foarte bine? Și a venit Ian Pace, a fost damblaua mea prin Dorian Ciubu, căruia îi mulțumesc, l-am adus aici în țară. I-am făcut un cadou frumos de ziua mea lui Eddie Petrușel și l-am cunoscut și am stat cu el o zi întreagă și am povestit și acum nu știu de ce vorbesc chiar românește-i. Și i-a plăcut așa de mult. Your Highness. Your Highness. Și i-a plăcut enorm aici. Ian Pace în România și la cu tine. Da, da, i-a plăcut. Nu că cu mine. I-a plăcut de noi, da, și tot ce s-a întâmplat. Și m-am hotărât ca de acum încolo, în fiecare an. Pentru că, uite, și asta dacă te prind, că îmi iei ideea și mi-o furi, te bat, te sună apa în cap, o spun ca să audă toată lumea. Nu, dar de acum încolo le-am zis, băi, cum eu de ziua ta să fac altceva? De ziua ta, mă, iubito, dar de ziua ta. Fiane, aoleu, l-am băgat în seamă și pe Tavi. Asta e viața, nu contează. Așa, nu. M-am gândit să aduc câte un artist cu care să cântăm o piesă, de a lui, de a lor, de a n-are importanță, de acum încolo în fiecare. Ce faci la 61? Pe cine inviți? Un artist din afară, nu din România. Deci trebuie să pleci. Nu. Dacă plec, ia-mă și pe tine. Nu, serios, dar m-am gândit că ar fi frumos, pentru că știi cât de mult te îmbogățesc întâlnirile astea? Mie îmi spui. Păi ție îți spun, pentru că nu ne-am întâlnit niciodată, nu m-ai chemat niciodată. Minți. Aici vreau să... Bă, stai puțin. Mai ții minte Mac the Knife? Fii atent aici. La. Asta am cântat-o împreună. Asta? Ce-i asta? În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vedeți cât l-am îmbogățit? Dacă de întâlnirea... Mersi, Ivan. Deci ea nu vine așa zice. All the shark has pretty teeth. Asta am cântat-o cu tine. Da, și cu Dida. Mandarin. Da. De asta am vrut eu să fac. De la tine din Brașov, care de asta am vrut eu să fac. Nu știe niciun text. Eu veneam pentru tine la Dănuserele. Eu am fost pentru tine, pentru tine. Asta e proconsul. Ah, ce frumos e. O știți pe aia cu pentru tine, că aia chiar îmi place. E o piesă foarte frumoasă. Da. Pentru tine, da. Toată trupa Holograf. Lucrul pe care l-am descoperit mult mai târziu. Așa. A intrat în afaceri. Da? Ții minte că Eddie prosper. A fost cu sculele. Da, cu Stage Expert. Stage Expert. Da. Tino cu... filme, publicitate și ce vrei tu. Așa. A fost producătorul unui serial două sezoane la rând. La Umbre. Umbre, da. Da. Mi-a spus și mie. Era foarte... Eu am făcut și o reclamă cu Tino. Adică era... Și am făcut mai multe chestii, mai multe acțiuni cu Tino. Adică a fost ciudat să-l văd în altă postură. La biscuit sau la ce ai făcut reclamă? Nu, dar am fost cu... Lingerie intimă? Tino face la regia... Tino? Tino face la orice. Deci nu, dacă, singura dacă persoană. Dacă facă la perdeaua aia, o face. Adică singura înțeleg? Persoană pe care o cunosc înaintea ta este Tino Furtună. Da? Eu l-am văzut în 93 pe el. Și eu în 87. Nu, în 85. În 85? Nu, de fapt, mai devreme l-am văzut când erau vechii holografi, cum spune prietenul tău din... Deci ai un prieten în Brașov, nu-l cunoști. E mai mare decât tine. Ba nu, e cam de vârsta ta. 50 Cent? Medic Seba îl cheamă. Așa. Seba Pop. Și... Când nu știe textele, face furry, 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 și zice, băi, textele eu le-am scris, deci le știu, da? Și, exact, furry, 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 nam, nam, da, exact. Bun, și cum, ce mai am să spun de Seba? Tino, l-ai cunoscut înainte de Holograf. Da, l-am văzut pe Tino în vremea când, el când vorbește cu noi, Seba, zice, sunteți ca copiii mei. În 77 eram acolo la Costinești, râdeam cu lacrimi și beam vodcă cu Neaurica Mitran. Dar de unde? Că nu era nimeni în 77. Bun, fii atent. Și eu i-am văzut când erau studenți terminați pe holografii, vechi. Aha. Că el așa ne zice, băi, vechi, holografii vechi. Și holografii vechi. Cu Pokorski și... Mihai Pokorski, Eugen Sonia la bas, Eddie Petrușel Tobe, Cotabiță la voce și Tino apărea cu un moț din ăla, un cămașă de noapte, nu, cămașă de noapte cu o lumânare, un sfetnic bun și cu o fiță de aia în cap și așa începea concertul. Și eu râdeam. Și ce melodie era? Ce? Ții minte o singură chestie pe care ai cântat-o și tu după aceea, chiar dacă aparținea, de exemplu, Mihai Pokorski, Balada controlului grăbit. Balada controlului ITB. ITB? Da, și a pescarului amatorule. Deci era... Balada pescarului amator și cu balada controlorului. Băi, pentru vremea erau buau. Senzațional. Dar da. Așa cum sunt. Da. Nu le-ați mai cântat. Deloc. Bravo. Da.
îl urâm pe Mihai Poșcă. Nu. Las că Mihai vine, da, bine, ceartă. Bine, da. Dar și tu ți-ai deschis... Ce să-mi deschid? Singurul lucru pe care inima, știu eu... Deschide-mi inima, să pot să mă iubesc odată. Deschide-ți inima și vă-mi cel mai frumos cadou. Asta e piesa lui Iulian Drapete. El? Deschide-mi inima, de altă dată. Deschide-mi inima, să pot să mai bine. Permiteți, da, să pun o mică întrebare. Da, sigur. Da, s-au întâlnit doi duși. Tu ai deschis un restaurant. Ăsta a fost primul tău pas către afaceri? Nu, nu, nu restaurant. Ba da, era, sau stai, ce era? Era un club, se numea la Burlane. Uite, Burlane. Da, dar era un club ușor de ăsta. În engleză, 90, Burlane. Burlane, the Burlands, the Burlands. Că am fost în Scoția. Eu niciodată, acum, niciodată. Deci fii atent, ca să înțelegi ce înseamnă impactul pe care un tip ca tine îl poate avea asupra unui... Nu te uita la această... Nu, nu mă uit, nu mă uit. Știu ce marcă e. Da. Timex. Așa, fii atent. Și zic, băi, Bitmar și-a deschis un restaurant. Nu știam că era... Cum ai zis? Burlane, la Burlane. Și după aceea mai... un altul care se numea Once Upon a Time. Dar care erau tot așa. Nu, a fost o altă nebunie. Eu n-am fost niciodată acolo, ca să înțelegi, și am zis, băi, dacă sunt băiat deștept, uite, mă ocup de muzică, trebuie să deschid un restaurant. Așa. Ăsta era mintea mea. Da. Adică dacă, de exemplu, acum se uită cineva, un tânăr de 20 de ani și te îndrăzește de pe tine sau... Ferească Sfântul pe mine, o să zic că, domnule, trebuie să fac un podcast. Înțelegi ce zic? Înțeleg. Deci noi de asta influențăm. Tu m-ai influențat pe mine în sensul ăsta. Și ți-ai deschis și tu un restaurant. Aș fi vrut să deschid un restaurant, dai, pentru că în fiecare seară veneam cu Marius, cu Cristi și începeam. Nu e ușor. Și începem. Nu e nici greu. Astea unde-s gătite? Spune-mi sincer acum. Le-ai luat de la aia care vin cu gelbițele? Tu le-ai făcut. Da. Cu mânuțele tale două, da. Atunci mai bine să stau puțin mai atent la chestia asta. Așa, băi, nu contează. Deci soacra a fost de când l-am cunoscut. Exact. Bun. Da. Probabil. Da, deci la Burlane și cu așa. Și dar înainte am mai făcut un de ăsta de haine, Hippie Hippie Shake, se numea, cu o fostă colegă de-a mea de facultate, Mihaela Timofte. Și i-am lăsat ei după aceea chestia asta cu hainele, că ea se pricepea în totalitate la chestia asta. Era în holul teatrului Țăndărică din piața La Hovari. Și peste drum era acest la Burlane, unde venea, pe vremea aceea, venea Tudor Chirilă, dacă vă mai aduceți aminte de Tudor Chirilă. Tudor. Ăla care se ia de tine, nu? Și Tudor și acum doare. Am văzut că în spectacole se ia și de mine, dar... Nu cred. Ba da, îl las în pace. În ce sens? Îmi place de el. În sensul că exact ce spun eu în spectacole despre tine, spune el despre mine. Ce spui tu în spectacol despre mine? Știu că v-ați fi dorit să vină Horia Brânciu, dar e ocupat și am venit eu în locul lui. Și așa a făcut și Tudor că... Nu, eu fac altcumva. Ia, dacă unul zică... Te-a trimis Tudor Chirilă? Asta... bine, dar de foarte multe ori, în gura mea e altă. Știu foarte bine colegii mei. Eu zic așa, dacă unul trece prin fața mea și cu spatele... Scuză-mă, ești fan Bănică? Te rog frumos. Asta e... Am înțeles. Am lovit în... Da, și venea Tudor și puneam așa pe tot barul care era de aici până în HB-ul ăla. Erau pahare de tequila. Dar era cu vechi holografie. Era cu vechea vama veche. Și se puneau pahare cu Traian, cu Bălănescu. Așa, și se puneau și până când nu cădea primul de acolo în capătul celălalt, nu pleca nimeni din bar. Deci asta era Tudor. Păi dacă eu v-aș fi... Ar fi trebuit să încerc și experiența asta. Când o repetăm? Când o facem? După ce ne facem un bar. Că okay. N-avem unde, dracu, vrei să o facem la Izoleta? Da. Asta e tucă? Tucă nu, tucă e ăla, Ancora. De pește, Ancora. Da. Ancora. Da. Ancora în Volta. Auzi, dar le-ai vândut pe toate. Da. Le-am dat unui amic care, mă rog, nu știu de ce le-a luat, mie mi-a făcut un mare bine, mi-a dat niște bani pe ele. Și știi că o duc rău cu banii și atunci de-aia am venit și aici. Se plătește sau nu? Nu, dar în produse. E bine, nu. În produse. Deci vreau să știe toată lumea că sunt un artist sărac și de aceea am venit aici. Ca să... Nu mă mai cheamă oricum nicio televiziune. Unul dintre... De ce? Păi de ce? Pentru că am spus ce am gândit. Erai soacră, a fost... Așa, soacră. Da. Dragii mei, pentru cei care nu știți pe Dan, așa, trebuie să înțelegeți. Dacă îi cântați melodiile și nu sunteți de acord cu părerile lui, câteodată așa, mai nebune, te-ai vaccinat, nu? Sper că te-ai vaccinat. Ce? Te-ai vaccinat, nu? Da. Vezi că ai o pată aici. Vezi că da. Da. Este spot. De spotlight. Să facă spotlight. Ai zis de Țăndărică. COVID ai făcut?
Da. Deci te-ai vaccinat. Deci... Nu, înainte. Before. Aina. Înainte de era noastră. Bine. Okay. Ia, tu când ai cântat la Țăndărică? Țăndărică. Există un concert. Așa. Înregistrat la Țăndărică. La Țăndărică. Da. Pe cuvântul tău. Așa. Ăla este cel mai frumos concert făcut în România. În sensul în care Țăndărică nu era sala Palatului, Țăndărică era o chestie intimă, dar a fost atât de bine captat toată nebunia de acolo și atât de bine te-ai simțit tu, probabil în fața ta erau niște primul rând de bărbați, al doilea rând de bărbați, al treilea rând de bărbați, te-ai simțit atât de bine, încât erai plin de vervă, de poante și, bineînțeles, vocea îți mergea formidabil. Și nu e așa că de acolo te-am inspirat și așa s-a absolut ajuns la... A fost unul dintre... Nu. De acolo m-a inspirat pentru a face concerte. Bineînțeles că m-am gândit la toate spectacolele tale și vreau să te felicit pentru un moment al tău, așa, din care nu numai eu m-am inspirat, dar te-am dat exemplu mai departe. Te rog. La sala polivalentă, da, ai căzut de pe scenă. Da. Ți-ai spart nasul? Da. Ți-ai rupt mâna? Pe bune? Da. Pe bune. Și mâna s-a rupt? Aici, da. Bă, da. Și am ținut-o tot, două ore am stat așa cu ea, durea de mă căcam pe mine și nasul curgea sânge, dar mi-au sărit cu niște prosoape să se mai ducă din sânge și am cântat de-al dracu mai bine ca niciodată. De-al dracu, ca așa, știi, mă, așa, ca oltenii. Nu știu, e un banc oltenii. Dar n-are importanță. Vrei să spun un banc? Zi. Ca așa, de obicei, da, nu vrei să ne spuneți noi un banc, o asta, vrei, hazlie, am, ceva din am istoria noastră? Am oltean, aici așteaptă bancul cu oltenii. Nu, bancuri proaste. Spuse de brașoveanul tău. Nu, de fapt, nu. Nu. Asta că zic că la o menagerie intră unul în așa și zice, domnule, papagal vorbitori aveți? Nu, dar avem melci. Și vorbesc? Nu. Eu am, da, o problemă, uit repede bancurile. Ba, foarte bine. Și deci, șterge. Și revenind la partea aia pe care ai trecut peste ea, e un gest foarte frumos, dar vreau să subliniez. Ia. Ai un majordom care vine sau? Sigur că da. În cazul în care artiștii au problemă, unii se opresc din cântat pentru că n-au sunet. Alții se opresc pentru că nu le-a sunat bine compatriotul. Alții se opresc fiindcă mor. Lasă-i dă-i dracu, adică... Beatman a mers mai departe. Și cu nasul spart. Dar stai să spun după ce mi-am dat seama. Da. Am văzut filmarea. Au fost niște filmări făcute de televiziune cu cadrul general. Și stăteau numai pe general. Zic, la naiba. Bă, s-a întâmplat ceva acolo. Da, da. Ce s-a întâmplat? Băi, dar numai pe general, nu mai dădeau niciun fel de prim plan, pentru că în prim plan era nasul lui plin de, oricum, de sânge. Oricum nu mai era în prim plan. Da. Oricum era prim plan. Nu, dar au făcut scena prost și cu 10 minute înainte să înceapă spectacolul, gardurile care erau așa puse în jurul limbii de scenă, au fost date jos și puse așa, nu știu cum. Cineva a avut o idee proastă și aia scenă nu era în niciun fel marcată și am călcat ca și când am fi călcat normal și m-am dus, a căzut și un gard peste mine. Cred că a fost un boscon de la tine. Ai zis, bă, dă-i acolo, fă-i, ai, stăteai cu o păpușă și faci și am căzut, a căzut gardul peste mine, m-a luat un bodyguard de pe jos așa și eu nu știu cum am văzut și microfonul și l-am luat. Și când m-am trezit că eram groghi, băi, era sala aia plină și m-am uitat în sus și am zis, bă, am avut așa, pentru o fracțiune de secundă, puteam să opresc spectacolul. Absolut. Să spun, stop, gata, pa, vă dăm biletele. Sau, hai să cântăm. Și ei din nu m-a văzut. Și a început piesa a doua. Tarara, tarara, nu știu ce piesă. Primăvara și... începe cu mine. Așa. Nu cu mine, că eu sunt în martie. Tu când ești? Da, a, în august. Ai văzut? Ai văzut. La mine toamna. Câte ghinioane. Ești fecioară, nu? Da. Am simțit. Fiată. Trebuie să rezolvăm problema asta, să știi. Dacă vrei, vorbește cu mine. Dacă vrei să rezolvi vreodată chestia cu fecioria, te rog, vorbește cu mine. Bun, fiată. Primăvara și am început să cânt, asta e. Și era un medic, prieten de-al meu, doctorul Filipescu, care e de oase și de-astea, și-a rupt mâna. Adică a zis din prima, s-am uitat, a văzut că o ține așa și a rupt mâna. El era în partea cealaltă a sălii, în lojă. Știi că la polivalente e loja aia de nu vezi nimic. Nu știu. Dar când vin invitații, stau în lojă. Nu văd nimic, adică e nimic. În fine. De fapt, loja și la sala Palatului. Și Aurel Mitran, prietenul și fostul nostru impresar, dar prietenul, a zis că mi-am, cu chestia asta, pentru faptul că am cântat două ore și așa și după aia mai stat o oră în salvare, că nu se putea pleca, că era totul, știi cum e la polivalente, așa. Mi-a zis, pentru asta ți-am șters jumătate din păcatele pe care le-ai avut tu până acum. Și eu i-am mulțumit.
Să sper că nu se va întâmpla nimic astăzi la acest podcast. Și eu sper că, uite, de când aștept? Ai pus asta cu perdele? Dar spune-mi, tu ai luat casa asta de la o familie nevoiașă? Nu. I-ai dat afară, nu? Ai zis, bă, hai că vă plătesc eu. Cât vreți, mă, pe casa asta? Hai, și pe aia de acolo, hai. Da? Este doar o pastilă. A. Așa le spunem noi. A. Dar era păcat să nu trecem prin ea, pentru că această piesă... Ce? Nu, mă uit, că eu când văd că ții hârtii în mână... Așa, așa. Bine să te... Care spune asta, dar accept aceasta. Aha. Când văd hârtii... Când mă iau după tine. Când văd, când văd această piesă, îmi dau seama că asta a reprezentat... Tu ai fost precum Tom Jones. Când a scos Kiss, dacă mai țineți. You don't have to be... E, de la Delilah la Kiss există o diferență de gen. Pentru tine asta a fost o altă piesă. Aha. O atingem doar. Istoric vorbim, pentru că acest podcast va rămâne în istorie. Peste 50 de ani. Cristi, tu știi despre ce-i vorba? Așa, peste 50 de ani, oamenii se vor uita. Da. A, ăsta este Beatman. Am... Cine e tipul ăla de la mine, știi? Din dreapta lui. A, da. Asta, da, așa te vreau. Dar atâta trufie n-am închide ochii. O să mă duc adânc în mintea mea. Nu, colegii mei, da, o să-ți dea un ton pentru demoni. Închide-mi ochii, pot să pătrunzi adânc în mintea mea. Să înțelegi cum am iubit așa, să înțelegi cum pot iubi așa. Ce tristă e, hai mă zău. Asta, da, zic, da. Asta, asta. Clipul a fost nebunitor, pentru că a fost pe Ringspiel, pe centrifugă. Da, da, a fost frumos clipul. Nu, a fost frumos Alice Peneacă, îți spun eu, care arăta de cădea acasă, mă uitam la ea. Nu vine, n-are îmbunătă. Și, pe tine te inspiră acest tip de clipuri. Prea târziu. La momentul respectiv era deja căsătorit. Lasă-mă să-ți spun. Lasă-mă. Niciodată să... nu e prea târziu să visezi. Cine e asta? Nu cred. Nu știu. Tot o trupă rock românească. Da? De la Romina Power. Bine. Deci asta a fost o piesă cu o istorie întreagă. Răzvan, soțul de Eliei, m-a dus într-o noapte. Hai să ți prezint pe unii. Hai. Și erau Cazibo, se numeau ei pe vremea, da, aia. Cazibo, exact. Domnul Pelin. Și cu Pelin, cu care am făcut noi Hello. Ce ați făcut voi? Viața trece, hai să o trăim cât... De ce? Pentru că în această melodie este să nu pui peste apereci. Viața ia încă o dată trece. Viața trece, hai să o trăim. Plecăm la rece zi. Hello, hello, hello. Viața trece când nu gândești la rece. Ah. Hello, hello, hello. Și cum continuă? Tam 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 tam. Asta e deja. Tam 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 tam. Păcat că nu-i domnișoară de la vioară. Tam 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 tam. Aveți și vioară aici? Și acum versul în care este bridge-ul. Nu te mai gândi pe un să treci. Hai să punem poduri peste apereci. Important e oricum gândești. Viața merge înainte. Și asta a făcut-o Alex Pelin? Cu Alex Pelin și cu Mișto. Ivan Caragea. Ah. De asta zic că această apereci a fost un leitmotiv și pentru tine în melodia asta. Mm. Deja parte din text era și al lor. Știu. De asta spun că a existat un tip cum... Și m-am uitat la chestia asta și m-am... Acum, când tot publicul zice și îngerii au demonilor... Doar tu îi controlezi. Așa. Și îngerii au demonilor. Și tot publicul. Adică a fost o chestie clicic. Și pentru că un lucru nu știi, a fost un noroc. Zi. Am vorbit cu Răzvan după ce, cu 3 zile după ce ai înregistrat. Așa. Pentru că am auzit că ți-a dat telefon. Mm-hmm. Alo, vrei să vii să cânti o piesă? Exact, da. Așa a fost. Ai zis da. Cânt-o. Ți-a plăcut foarte mult din prima ai înregistrat-o? Da, am zis, dați-mi-o, văd că și vă cânt, dar vă cânt cum pot eu. Pentru că ce înseamnă Alex asta, cum? Alex a cântat. Adică în genul ăsta. Și eu am spus, băi, nu pot să cânt așa. Adică chiar nu pot. Și atunci a ieșit ce a ieșit. Și la un moment dat a fost și frică. Și de ce? Făcuseră o variantă. Așa. Cu un loc de erau clape. Niște voci pe clape. Pe un post de radio s-a dat cu clape. Dar după aia mi-a zis, bă, nu fiți fraieri, da. Cred că am auzit tot... varianta asta. Mi-a zis, băi, dar unde urle tu? Ăsta-i tot șpilul. Asta e tot șpilul. Și corect. Asta a și fost, da. Da. Ce înseamnă? Dar în jumătate de oră s-a tras. Nouă, da, superbă.
Da, da, tu ai avut și o să discutăm mai târziu despre influențele tale din copilărie și din adolescență? Da, mama, tata și o vecină. Muzicale vorbesc? Și o vecină care era foarte tânără. Nu, ascultă-mă puțin. Tante Giovane! Am avut o piesă cu Cristi Minculescu, făcută tot de ei. Știu, știu. Din știu. Păcate, n-a avut impactul ăsta, deși eu mă așteptam să-l aibă, măcar la fel. A fost un clip foarte foarte prețios. Bun, clipul, foarte mișto și piesa, dar au început hate-urile, că aoleu, că e furată, că nu știu ce, că e făcută, că e așa. Era inspirată puțin dintr-o drăcărie. Eu nici m-am prins, că eu nu prea le știu pe astea modernele. În fine, după aia... Din Michael Jackson? Nu, din Michael Jensen. Și... și cu surorile lui la Toia. La... Janeta și la Toia. Dar ăla mi-a plăcut. Mă gândeam că a fost singura dată când am cântat împreună Cristi și cu mine. Da, a fost singura dată. Da. Și să știi că am așteptat lansarea aia, melodia aia, foarte mult. Și într-adevăr a fost ceva... Nu știu, preferam... Vedeam altceva. Era ciudățică, era... Da, în fine, n-are importanță. Ah, da, ok. Dar a fost okay. O experiență frumoasă. Da, foarte. Oare noi doi când vom... Scoate vreodată vreo... Niciodată, da. Ți-e puțin ție așa, la 60, nu păi, ți-e puțin. Bă, acum, tocmai că e la 60, da? Ai chiar, avut, dacă, de exemplu... Ți-am dat șansă uite, după șansă. Dacă, nu uite, Mariu sau Cristi ar face o melodie și am cântat noi doi, ar refuza-o? Alo, bună ziua! Bună ziua, aș dori cu domnul Bidman, vă rog. Nu e acasă. Cu Dănuț aș dori. Se joacă în curte. Du-te. Cine întreabă? Stai, nu. Cine întreabă? Horia. Horia și mai cum? Augustus Brânciu din Brașov. Augustus, nu știa că te cheamă de Augustus. Asta e cea mai bună. Bă, pentru asta a meritat să vii la... Du-te, bă, de-i lasă, mă împaci cu prostiile bă, tale. Bă, stai să ne spun la Brașov. Bă, bă, știți cum îl mai cheamă? Bă, bă, Horia, stai așa o secundă. M-am născut în august. M-am născut în august. M-am născut și în august. Și n-am putut să mă abțin deloc. Cum îl cheamă? Mai. Cheamă, că deja îl cheamă. Și că ce adresă ai? Tot Brașovul? Hoia. Am în pagina URI. Stai așa, Augustus. Să vezi acum comentarii. Bă, sunt ai tăi. Deci da, dar știi care chestia? Că de fiecare dată Brașovul ne-a spus și ce mai faci, Augustin? Augustus mă cheamă. Augustin. Nu sunt. Îmi spui tu pe cineva pe care îl cheamă Augustus. Nu există așa. Pe cineva care cheamă în Augustus. În Augustus. Uite, da, mă, da, da, da. Vrei să-ți arăt? Asta trebuie să-i zic lui Scărlătescu. Uite, auzi, mă? O poză cu noi doi. Asta trebuie să mă trimiți. Asta mi-a arătat el și cu Adrian Minune. Uite. Când s-a întâmplat asta? Și scrie jos Titanul. Lemn dreptul lui. S-a întâmplat la o nuntă, mi-aduc aminte. Lasă-mă că asta... Apropo de Adi Minune, vreau așa. Să spun că îl apreciez... Formidabil, cel puțin pentru un singur lucru. Mm-hmm. În momentul în care el începe și spune boxelele la anunți, știi? Și primele piese. Video de la Mare Lucica. Deci asta a fost șocul meu. Deci știi foarte bine că este cântăreț, manele, nu știu ce. Pac! Și primul set, primele melodii pe care cântă, sunt italieneștele... clasice. E formidabil. De ce? Pentru că el are o glotă, o impostație care seamănă a Belcanto pe undeva, da, știi? Da, da, da. Din păcate, maneaua este o chestie în care... Că lui îi place ce vrei cu maneaua. Ce ți-e place, altul nu îi face. De aceea suntem acum la întrebarea roșie. Așa. Roșie ai zis? Da, mă, așa e. Am fost aseară cu... Da, la nuntă cu ea. Da. Cu cine? Cu... Da, ne vedem des. Refai? Ne vedem joi. Ne vedem joi. Da, 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 o, da, tu te dai de gol pe televizor. Tu știi locul ăsta? Că nu mă dau deloc. Ba da. A, atunci zici. Pentru cineva care te știe, ca mine. Zi. Când mă uit la tine când ești la televizor. Când mă uit la tine. Dar nu mai m-ai văzut de foarte multe vreme. Ți-am spus, nu mă mai invite nici dracu. Tetua, tranquil. Ui, tranquil. La Canal D, ai fost la Canal D. Ui, le Canal D. Da, și ai fost la Denis. Denis Refai. Și am dat un inel. Uite, exact asta e întrebarea roșie. Așa? Ce coincidență? Câte inele ai dat în viața ta? Să știi că în ultima vreme, taică, am dat multe. În ultima vreme, nu atunci când trebuie. Acum, la bătrânețe. Ia, fata mea, și tu un inel. Ia și tu un inel. Dacă le plac inelele. Inel. Da, sunt. Ce concluzii trebuie să trag de aici? Că... Stăpânul inelelor!
Doamne și domnilor, aceasta este emisiunea pe care o așteptați cu toți. Da. Dan Bittman, stăpânul inelelor. Da. The Ring of Powers. Da, chiar acum, pe un streaming senzațional. Da, nu, mi-a făcut plăcere să-i dau, pentru că ți-am spus, cu o emisiune înainte fusese prigoană și mă gândeam așa, bă, au venit toți milionarii aici și n-a venit unul cu o floare, tot cu așa. Cu... au venit toți milionarii, da. N-a venit unul sărac, lipit, așa ca tine. Exact, și i-am dat un inel. Denis Rifai, oui. Ai o dedicație din partea lui Dan. Ești pregătită? Nu, ia. Cât de departe? Da, auzi, de ce îmi dai textele? Că eu le-am făcut. Păi, ca să vezi unde scânți tu și unde mă mai includ și eu. Să fie așa, știi? Ah, oui, c'est dans, dans le HB. Oui, 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 HB, HB. Hoașca bătrână. Zi. Păi foaie verde, foaie lată. E foaie verde, foaie, foaie, s-a lipit de... În fine. Să știi că ai început o capă de popular. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Și cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarce la mine. Cât de departe să colin pe pământ, pe care? Fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. De ce când începe el să sune așa? Departe de tine. Cât de departe. Nu, nu, lăsăm puțin la respiro, că oamenii mai respiră, știi? Nu ne băgăm așa, nu ne băgăm așa. Acum, refren și... Cât de departe. Așa. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe să-mi duc dragostea parte de tine. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe. Ia, bagă Berti. Cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Și mai cântă-și tu așa. Da, bă. Bravo. Cât de departe. Gomă. Cât de departe. Asta am văzut și eu, dar departe aș fugi pe pământ. Și acum toată lumea se întreabă? M-aș întoarce la tine. Din ciclu totul la mișto, astăzi cât de departe? Nu, 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 hai să spun o chestie. Zi. Tu simți? Ce? Ai nevoie. Simți, da. Puteai să spui. Adică ce am transpirat. Nu, 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 dacă ai lăcrimat nu e o problemă. Da, 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 lăcrimez tot timpul. Tu stai seama că noi de potrivim? Alo. Asta e o piesă de la Roconectar. Noi ne potrivim. Știu, și are și cu holograf. Ție îți place nu știu ce și mie îmi place holograf și ție. Dar n-a zis nimic de Brânciu acolo. Zice ceva da, de... Da, noi ne potrivim. Pa, pa, pam. Fiindcă ne iubim, pa, 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 să cântăm. Da, noi ne potrivim. Fiindcă ne iubim. Și cum era textul? Că e foarte frumos. Nu pentru că zice de holograf, dar e un text da, da, frumos. Tu știi că prima dată când i-am spus lui Connector, care și el a fost acolo pe scaunul tău, și am zis, băi, Relu, tu știi că atunci când s-a dat prima dată piesa asta la radio, am primit telefoane, băi, Brânciu, bă, în sfârșit o piesă bună. Ai, mă, nu pot să cred. A, da, 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 că Isea, dacă stau să mă gândesc. Auzi, tu știi că în urmă cu 12 ani, 12 ani. Când noi eram puțin tel mai tineri, okay. A fost Eurovisionul. Iar? O selecție națională. 2010. Și m-a sunat Marina Almășan și mi-a zis, Horia, uite, facem... În virtutea începutului din 94, că vorba aia a fost prima selecție la care am făcut și amândoi istorie, vorba aia. Și zice, nu vrei să tu să faci un moment și să prezici, să faci... Ce moment? Păi să faci așa un moment pentru Eurovision. Și eu, sârguincios, m-am adunat pe mateluții mei și am zis, hai să facem niște momente. Cu ce începem? Bineînțeles? Ochii tăi. Nu. Cu ce? Ochii tăi iubito, ce noroc! Nu, cu ce ai început? Serios. Asta? Alu Connector? Începe, mă! Ia! Mamă, nu pot să cred! Dar asta nu, nu, nu vreau să o cânt. Pentru că... Nu știu de ce nu vreau să cânt. Pentru că... Am zone interzise în televiziunea română, oricum. Dar lasă televiziunea română! În ziua ce vine, bine...
rapide. Poate mă vei asculta, măi Horia. Am ales și rău și bine, bine. Și rău și bine. Parte din mine, parte din mine. Las grijania ta dincolo de noi. Vreau să construim blocuri pe tâmpa. E o rază de lumină, mină, 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 mină. Dincolo de noi e lumea. Berti, stai puțin. Ta. Bravo, bravo. Hai că ne-am făcut, că asta ne-am făcut. Să știi, da, că am observat foarte multe voci. Da. Care au trecut prin viață. Proaste? Nu, da, da, americane din Chicago, din de astea de tipul Sitara. Illinois. Și băi, e fantastic, trebuie să te uiți la documentarul despre Chicago, cum a venit David Foster și l-a spus: băi, cea mai bună voce de la voi din Chicago e Peter Cetera, degeaba vă întoarceți voi pe stânga sau pe dreapta. Mamă, și ce voce. Și de fiecare dată discutam, pentru că noi discutăm despre muzică din când în când, și vedeam cu fiecare deceniu se duc câte două secunde, aproape o terță, știi, din voce. Și de fiecare dată: I am the man who will fight for your honor, I'll be your hero. A scăzut. E, ceea ce nu se întâmplă la tine niciodată. Mai ții minte când... Mai bine mor cu tine decât să las o terță sau o comă sau... Asta îmi place mie de tine. Nu, e un lucru formidabil. Și tu ai un gât excepțional, da. Ți-a zis asta vreun timp de la podcast? Mi l-am tăiat aici, dar să știi că pentru scurtă vreme am fost mut. Da, adică răgușit, așa vorbeam. Te-am văzut. M-ai văzut foarte bine, că m-ai văzut. Uite-te, asta te așteaptă atunci, și pe tine. Atunci, deși nu ți-am spus, m-a durut foarte mult că ai avut chestia la gât. De fapt, ce ai avut la gât? Avem un punct de grăsime care putea să se ducă în sus spre creier. Deci tu ți-ai eliminat un punct de grăsime de la gât? Oarecum, îi spune într-un fel, să știi, nu era un punct de grăsime de la gât, era de pe o arteră. Știi că arterele pompează sânge. Și dacă se ducea în sus, rămânea mai așa. Și acum astăzi nu mai vorbeai cu mine, veneam într-un scaun cu rotile și spuneam pe vocea mea. Poate că tot așa o să fie sfârșitul. Dar până atunci, al dracu să fiu, m-am tăiat și... În Turcia ai fost? Nu, la Viena. Vezi, mă, ce înseamnă dezinformare. Și m-au certat m-a certat un domn pentru care eu am mare respect pentru domnul Mihailescu Mihaileanu. Mihail e un domn care comentează și sport și e un individ foarte deștept. Vorbesc foarte ziua. Domnul M m-a certat că de ce m-am dus în Austria și nu am preferat aici România mea dragă. Și nu mi-a dat și dreptul la replică și dau încă o dată, de fiecare dată când sunt întrebat, îi spun: pentru că în România am primit trei diagnosticuri extraordinare. Trei diagnostice diferite. Și atunci m-am dus să văd totuși care e până la urmă problema și m-am dus în Austria. Asta e tot. Și atunci când am aflat, am zis: hai, tăiem și facem bine. Așa mi-am dorit eu. Asta e singurul motiv, pentru că în România, după aceea am aflat, e greu cu diagnosticul. Dan, vreau să întreb, pentru că ai 60 de ani acum și vreau să te întreb, pentru că... Dar nu trebuie să punctezi chestia asta de fiecare. Ba da, punctez de ce? Pentru că oamenii tineri de 20 de ani, băi, când eram eu jurat, că am fost în aceeași... Înjurat la Voce și la X Factor, așa. Tineri de 20 de ani ziceau... Ce caută la bă? Zi. Tineri de 20 de ani ziceau: băi, n-am dormit azi noapte. Care este... Fii atent aici, o întrebare de revistă. Eu nu dorm de 50 de ani, la 60 de ani. Zi. Care este secretul longevității vocii? Dragii mei, secretul longevității vocii. Așa. Este... Care? S-a auzit? Eu l-am spus încet. Nu, este exercițiu, Berti, stai... Exercițiu și exercițiu. Veniți aici, la Academia de Arte. Veniți aici! Sunt atâtea camere în care puteți să faceți, să vă reveniți cu vocea. Aici m-am uitat stânga-dreapta, deja am închipat. Și e una în care chiar vă rog să o faceți din plin, acolo unde scrie Horia. E o stea și scrie Horia. Acolo, acolo, Horia, Horia! Horia, Horia! Așa. Na. Ei, o să fie greu.
filmările pe care le-ai făcut un delta, că te-am văzut și ți-am dat like. Da. Tu știi că ți-am dat like? Da. Tu vezi cine îți dă like-ul? Nu, că nu mă uit, nu știu. Nu mă, lumea, adică mă uit câteodată. Tu ești tot la fond la social media. Aproape, da. Da, da și nu, cam un milion. Dacă eu îți spun te iubesc, Dan, te doare în cot. Ba, pa, mă, ti zic. Auzi, stai puțin, uite-te puțin așa în jurul tău. Uite-te în jurul tău. Ce zici tu că nu e ok? Ce nu e ok în camera asta? Te las să te uiți. 30 de secunde. Ce nu e ok? Și uite, am pus pe ceasă. 28, 27. Nu, nu e nimic. Nu e nimic. Bă, bă, cu cine stau de vorbă? Vezi? Stau așa și cu toată lumea de vorbă. Stau în unitate. Ai făcut armata? Nu. Bravo. Tu? Nici. Așa. Scuze. Da. Întrebare de revistă. Filmările pe care le faci tu în Delta, așa, erau postate pentru că ție îți place aventura sau ești un pescar înrăit? Nu sunt deloc pescar, nu. Deși am o baltă, am schimbat tot sistemul acolo. Am făcut un wake park unde te rog aduți copiii ca să învețe un sport drăguț. Fiul meu cel mic. Baza nautică de la 32 de kilometri. Kilometru 32. 49. Dar nu contează. Puteți să vă dați jos și la 32 și mergeți pe jos până la 49. Deci, asta e? Da. Asta, dar prima dată acolo spune, a fost o baltă de pește? Baltă de pește, și ai schimbat-o? Am schimbat-o pentru că veneau pescarii să mă fure și atât. Deci, poftim? Atât. Veneau să fure pește. Eu n-am să înțeleg niciodată. Bă, nu știu. Da, să nu-mi pace, dă la acolo, sau ia-ți 5 kg că puteau să-și ia. Și veneau să fure și oameni cu bani foarte mult se făceau că-l scapă pe jos ca să-l omoare, ca să zică, băi, a, săracu, hai, dă-mi-l mie acum, că dacă tot a murit. Adică erau niște tetipuri, îl băgau la motor, îl băgau la roata de rezervă, îl băgau în barele alea de la, cum le zice, știi că dubele au niște bare de ranforsare. Da, 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 da. Acolo sunt niște găuri, îl băgau acolo. Cei mai deștepți să-l filetau direct la locul faptei și îl băgau în undiță. Știi că undița are o gaură așa și... Și găseai fileul de pește gata făcut. Deci astea-și românii. În Ungaria, dacă te duci, nu știu cum să facă să fie mai mult și mai mare și să stai să tragi de el sau nu știu ce. Și am băgat de vreo 50.000 de euro pește. Ai băgat de 50? De aceea sunt un cântăreț sărac care vin la podcasturi pe bani. Deci ascultă-mă puțin. Toți banii. Nu. Lui Dan s-au băgat în baltă. S-au băgat în baltă. Într-un an de zile nu mai era nimic. Dar am băgat și am băgat de aia mari, de 16 kg, de 14 kg, de să dea oamenii să trag. Nimeni, după un an de zile, veneau cu plasele, luau cu 300 de kg odată. Cu de ce nu mi-ai spus mie? De ce nu mi-ai plătit pe mine? Că stăteam acolo ca scafandru. Dar tu ești pescar? Eu nu sunt pescar. Mie nu-mi place când îi văd acolo. Că nu, dar sunt scafandru. Scafandru? Da, sunt că am diplomă. Ai, mă, o diplomă, ce mai e o diplomă în ziua de azi? Ce, te-au lăsat și pe tine la Constanța acolo jos în fața? Nu, mi-am luat atestatul de scafandru pentru că nu pot te poți da, te duci și vreau și eu niște tuburi de oxigen. Arătați-mi, nu te poți intra oricum în apă. Așa e că. Dacă te duci la 30 de metri, îți dai seama, la 30 de metri de adâncime, te-ai dus la 30 de metri? Da, a fost. Și ce ai făcut acolo? A venit balena și a zis: "Frate!" Asta a fost o poantă. Nu, a fost o poantă. A fost o poantă autoironică. Frate, mi-a zis balena. Bro, în engleză. Mai bine că te-ai apucat de cântat. Ascultă-mă. Și da, și după aceea am făcut o bază din asta pentru că lui Alexi. Cine e domnișoara? Spune-mi. Fata mea cea mare are, care a ascultat. Are legătură cu tine? Are legătură foarte adâncă cu deci mine. Deci aici se practică nepotismele, înțeles. Se practică nepotismele, nu bag în podcast. Da, e, poate să treacă, se poate exact să treacă când vrea ea, da. Când vrea ea, trece prin podcast. Ok, fii atent. Și, ia, fii atent ce a făcut. Bravo. Iubire, e chiar, nu, acum da, ea e fata ta. Așa, așa. Nu, chiar e fata ta, acum da. Deci asta da. În sfârșit, în sfârșit un membru de familie. Deci, unde trebuie să... A, da, și am făcut un wake park pentru că lui Alex îi plăcea snowboard-ul și am zis, bă, vara, și am luat o instalație mare de wakeboard. Și oamenii vin acum și învață. Alexandru fiind fiul lui cel mare. Fiul meu cel mare îl cheamă Alex, Ioan. 22 de ani. 23 chiar. 23 de ani ai făcut, da, hândrălău și mai mare decât mine, înalt, frumos, plete. Tarzan, plete seamănă cu măsa și la plete, care are părul... Liliana Ștefan, măsa. Esteban, aș zice. Eu nu pot să dau sub burtiere, spun pe gură ca să... Spune, spune, da, Liliana e și mama lui Patrick Noah Bittman și al lui Marc Nicolas Bittman, care Marc Nicolas, cel mic de 15 ani, Patrick are 19 și a făcut un an de studii prin Olanda, acum s-a întors, nu prea vrea să mai ducă în Olanda, cred că vrea să continue pe aici, în România noastră, sau să stea aici, că nu prea s-a acomodat acolo. De ce? Din cauza limbii? El s-a dus după limbii olandeze?
limba olandeză, s-a dus și cred eu pentru o tipă cu care era, știi? Am înțeles. Și am zis foarte bine, nicio problemă, dar, și a învățat, a făcut un an de economie acolo și acum a venit în România și în toamnă acum zice, bă, parcă nu m-aș mai întoarce la fraierie. Dar îi place chitara? Nu, lui ăsta micul nu, lui mijlociu nu, îi place lui ăsta mic chitara, așa chitara. A făcut, numai că acum a terminat și cu chitara și s-a apucat de volei, frate, de 8 luni de zile, de vreo 9 luni de zile, volei, și l-au selecționat deja, e peste tot, are un 85 la 15 ani, s-a făcut așa, mă uit la el, și este voleibalistul lui Pește, pe cuvântul meu, deci este, nu ne vine să crede, ce-i cu tine? Știa el, ceva în ADN, că tatălui a fost antrenor de voleibaliste, pe vremuri. Au trecut prin mâna mea echipe întregi. Rapid. Personal accelerat. Personal accelerat, da. Da, când, când te-ai întâlnit tu cu voleibalistele? Cum când? Seară de seară. Cum? Seară de seară, plâng. Eu locuiam în căminul Rapidului din Gara de Nord. Tu nu știi asta. Cât timp ai stat acolo? Ani de zile. Pe etaje era. Acum era cu așa, după aia cu ridicătoare, după aia cu pivotul, pivot. După aia cu... Și așa mai departe. Adică pivotam de sus până jos. Dar erau toate așa de... Mai ales că toate erau mai înalte decât mine. Dețin recordul în formația holograf la 1,94. Tu nu cred că ai avut o prietenă. Ea ne schimba becurile, neoanele, tot făcea tot. Și acum o pup, că o să se uite probabil. Nu s-a simțit te bine pup, zilele astea. Te pup? Te pup, Delia. Delia e iubita mea, da, nu. Și Delia, dar altele mă puneau la Scandenberg, pentru că aveau brațul și umerii mai... Dana era atâta și vă spun cu Dana o poveste care era... Dana era un talent și toată galeria Rapidului striga la mine când mă vedeau, dimă-ne, nu mai pe Dana, că nu vezi că nu mai sare. În fine, și asta era galeria Rapidului. Bun, dar Dana a venit odată la mine, eu stăteam cu ai mei în vatra luminoasă și vine și intră în casă și face ce ai Dana, ce s-a întâmplat? Era speriat, era... Pe vremea aia nu se mergea cu Uber, cu nu știu ce, s-a dat jos din tramvai și a oprit o Dacia și trei indivizi au coborât din Dacia să o ia cu japca. Ei cred că n-au analizat în profunzime pericul. Atletismul. Atletismul. Primul și-a dat un pumn în gură și a căzut. Al doilea un șut în stomac, a căzut și ăla și al treilea i-a luat și a băgat în mașină și au fugit. Că așa era Dana, da. Și o colegă de-a ei, de la Dinamo, au jucat la un moment dat în sală la Rapid și bineînțeles a câștigat Dinamo. Și în stație, că atunci nu erau octocare și nu știu ce și așa, a venit un țigănuș cu un cuțit și i-a pus lui Cristina Pârv, care era Cristina Pârv, era cea mai bună voleibalistă româncă ever, că a jucat în Brazilia, a jucat în multe locuri de Cristina. Și i-a pus cuțitul la gât, că vezi, doamne, era dinamovistă și a venit Dana și a făcut atâta. I-a dat un pumn în cap și a căzut săracu și a luat-o frumos, a pus-o în tramvai și a plecat. Asta era Dana. În fine, ce să-ți mai povestesc? Și copilul a simțit chestia asta. Și acum e voleibalist. Pam, pam. Vreuna dintre voleibalistele pe care le... Și mie puțin ala, că vreau să-l fac și eu pe Bertie. Una dintre voleibalistele pe care le-ai cunoscut. Așa. A venit la concertul tău? Toate venea, venea echipa. Cum? Venea cum? Tu știi cu cine am fost eu acum vreo... Pe ne-i joacă. Tu știi cu cine am fost eu acum vreo 15-16 ani la o sală polivalentă? Cu cine? Cu Mihaela Rădulescu. Cine e Mihaela Rădulescu? Acum pe bune, nu știu. S-a vorbit așa în presă, dar despre... Doamne și domnilor, wow. Din nou o pastilă. Cum? Da, o să-ți trebuiască la asta. Si, mă, ce cu Mihaela Rădulescu? Hai că spun tot cu Mihaela Rădulescu. Adică ce mare șmecherie. Adică tu acum vii cu d-astea? Adică vorbim de Denis și nu vorbim de Mihaela? Adică, Mihaela Rădulescu, da. Am simțit clar că te place stând lângă ea în timpul concertului tău. Dar cred că... Da. Da, ce? Cred că te plăcea pe vremea respectivă. Da. Și eu pe ea. Deci și eu pe tine și eu pe ea, așa că toate... Adică... Ce are, mă? Nu, eu... Absolut. Îmi pare rău că nu mai vorbesc. Adică nu mai vorbesc în sensul că... Uite, și-a venit un moment foarte serios, fără ca să-ți dai seama. Nu, nu mai vorbim pentru că ea e unde e, cu Austria, cu ei. Și Mihaela mă suna de fiecare dată când înainte să se căsătorească cu cineva. Cu Ilan m-a sunat, bă, ce fac cu ăsta? Uite, ia-l. Cu ăla, singurul. La care nu te-a sunat? La care nu m-a sunat este... Bănică. Schwarzgaumbardar Pastan. Nu, no, din potrivă m-a sunat.
Primul. Dani Oțil, mă, mare șmecherie. Ah. Dar nu s-a căsătorit cu el. Păi nu, da. Ah. Și... Dar nu, da. Ne. Și ce ai fi spus? Nu. Nu fă asta, te rog. Nu fă. Că-i cum? Du, dar bineînțeles. Eu niciodată... Nu încerca să te mai minți la infinit, să nu-mi spui că n-ai iubit. Nu încerca să ascunzi durerea care te-a lovit și plângi, plângi, plângi. Poți să plângi liniștit, corică. Doar lasă-mă ca sufletul să ți-l împac, nefericirea să o alin. O, o, o! Deci, chiar dată, tu ai o alternanță foarte frumoasă între jos, da, și imediat sus. Sus. Asta este piesa de jos. De ce? Poate să fii și de sus. De ce de jos și sus și sus și jos? Serios. Nu, asta e că și băieții plâng. Păi l-am văzut pe Băsescu plângând. Vorbe serios. Da, știu, l-am văzut și eu. L-am văzut pe ăsta, Dinu Patriciu, Dumnezeu să-l odinească, plângând. I-am văzut pe toți când ieșeau de la DNA plângând. Și m-am văzut și pe mine plângând lângă fiul într-o seară, că a zis: dar tu de ce nu vii să dormi și cu mine, Alex cel mare, de acum de 23 de ani, te duci numai la Patrick. Băi, ai nebunit, cum să nu vin? Și m-am dus să... Și lângă el plângeam ca prostul, că am zis: băi, sunt un tată de căcat. Dar, mă rog, și tu plângi mult din cauza asta? Nu. Am văzut că ai un băiețel foarte drăguț. Ăla Nicu, că are ochii aia frumoși. În fine. Dar are un spirit foarte puternic muzical. Cred că mă moștenește. Nu, nu, nu. Ce bine că nu seamănă cu tine. Tu nu ai nimica cu muzica și cu asta. E mai supă decât mine. Stai, stai. Te-am prins. Ce treabă ai tu, mă, cu tenisul? Stai puțin. Stop. Stop. Îți faci poze. Acesta a fost podcastul cu Dan Bitman. A fost o plăcere să-l avem invitat. Îți faci... Până data viitoare, nu uitați, pe 29 martie, anul viitor, să-i dați mesaje, că-i plac. Măsurai și luai nevastă, mare dandana, și-o luai cu sestrea ei, o sobă de odaie. Și-o luai cu sestrea ei, o sobă de odaie. Și duru du duru du duru du duru du ca așa mică cum e ea, duru du duru du duru du duru e sobița mea, pam 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 pam. Îți faci poze cu toți tenismenii, futu-ți fața cum de bombist. Cum să fac, mă, poze? Eu joc, mă, pe teren. Ce să joci tu, mă? Spune-mă, ce să joace? Spune-mă. Cum se joace? Tu ai văzut cum arată? Bă, te-ai uitat puțin cum arată? Nu contează cât de lung ai păr, important e să ai părul lung. Deci lasă-mă cu textele astea. Dar știi să dai și mingea peste fileul ăla? Știi că e un fileu acolo. Eu am făcut fileul. Ah. Așa. File? File. Deci te... Nu, dar pe bune, te-am văzut acolo cu tecău. Horia, mă, să luăm și pe Dan la... Hai că vine odată, ce mă fac de râs, ce mare șmecherie. Știu și eu să joc. Trei mingi. Rezist. Na. Atât? Atât. Am văzut, mamă, și vine cu prosopul pe gât și cu dărea. L-am bătut în sfârșit, a fost greu, dar bă, fraierul ăsta l-am făcut. Păi cine faci tu, mă? Scuze-mă, tu mă urmărești pe mine? Am văzut că mi-apar acolo prostiile alea. Tu mă urmărești? Nu, da, acolo pe Instagram. În brațe la nu știu cine, tu mă urmărești pe mine? Da, în brațe la nu știu cine. S-au făcut de aproape de două ore. Lasă-te, că două ore că ai vorbit așa. Dar tu crezi că se uită cineva la chestia asta? Să intre! Să intre voleibalist! Așa, fie deci. Nu încerca! N-am înțeles nimic. Am ajuns la refren în timp de ce tu te certai cu mine. Și. Hans Weiss. Și băieții... Așa era, nu? Sau... Și băieții plâng câteodată. Și băieții plâng, nu-i așa? Și băieții plâng câteodată. E deodată plâng, nu-i așa? Și băieții plâng, e deodată. Și băieții plâng, nu-i așa? Și băieții plâng câteodată, că nu-i vede nimeni. Foarte frumos. Da, vezi, am sărit iară peste o chestie, apropo de împăcare, nu știu cu cine eram eu certat, m-ai întrebat dacă sunt certat, ce ți-am zis că nu certat. Eu te-aș întreba. Multe lucruri pe care nu le-am scris, pe care îmi vin pe măsură ce mi-aduc aminte, pentru că mi-ai așa deschis niște supape ale memoriei formidabile. Sigur că da. Mă înțelegi tu, care ești hidrotehnist, mă înțelegi cu supapele. Sigur. Tu te mai întâlnești cu Duban? Nu, foarte rar. Și îmi pare rău, că râdea mult, așa era. Amuzant, nu? Amuzant, da. 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 De ce? Ce-i cu Duban? Da, dar te întrebam. Nu, chiar nu m-am mai... Uite... Pare rău, să știi că de la o vârstă încolo, să vezi tu cum e la 60 de ani, îmi vine să mă întâlnesc cu toți... Îmi scapă. Cu toți... Adevărații? Nu, stai.
Cu toți. Îți vine să te vezi cu oamenii, pentru că știi că nu o să-i mai vezi o bucată de vreme, vreo 300.000 de ani ce mai sunt, și îți vine să te vezi cu ei și le descoperi, cum să spun eu, părțile bune. Nu poți să descoperi nimic. Da, da, da. Da, le da. Descoperi. Știi că Dan este la 80-90 de ani, o să fie și el pe patul. Nu, dar nu e niciodată. The final bed. Nu e o vârstă. This is the final bed și stă acolo și o să fie la capătul lui. Dan, ai ceva să-mi spui? Dar să știi că vreau să mă împac în emisiunea asta cu o persoană. Cu cine vrei să te împaci? E foarte greu. Spune, nu, e ușor. Domnul de acolo. Taci. Lasă-mă pe mine. Eu mi-am cerut scuze. Dar te roade puțin. Eu mă roade că ne mai salutam și noi ne mai bună, ce mai faci bine? Ha, 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 atât. Dar oricum, dacă nu se poate, nu se poate. Nu e nicio problemă, dar vreau să-mi cer încă o dată iertare, adică iată-mă. Ce gheaba? Nu. O să fie, când o să fie. Cristi, dar, când o să fie, Cristi? Când o să fie, exact. Da. Da. A avut COVID până la urmă? Nu, stai, că să... N-ai avut. Ci eu vreau să mă pacă, înțelegi? Stai! Nu, și, vreau și eu să-mi cer iertare față de tine. În sfârșit. Bingo. Vreau să-ți cer iertare. De. Dar jumătate de greșeală nu mi-a aparținut. Ce? În timpul COVID-ului, așa? Când era marea nebunie, eu am fost prezent la o emisiune, la o chestie, la ProTV online. Și m-a întrebat, domne, ce părere ai despre Bidman? Tu erai atunci cu nu știu ce. Ai fost elegant atunci, ai zis nu știu ce și nu știu. Nu, am zis un lucru care s-a luat într-o conotație negativă. Eu știu cum se iau lucrurile astea. Și am zis, băi, poate e frustrat, cum suntem toți, de starea în care suntem. E, și atunci toată lumea a zis... Uite, vreau să vorbim despre cuvântul frustrat. Da. Pentru că este un cuvânt inventat după Revoluție. Crezi? 100% folosit după Revoluție. Eu sunt mâhnit, nu frustrat. Lumea îmi spune că, bă, da, ai o frustrare. Nu, am o mâhnire. De foarte multe ori am o mâhnire. Vorbesc serios. Pentru că lumea nu mai găsesc de multe ori, vrei să fim serioși acum, nu mă mai regăsesc în lumea asta a internetului și a știrilor și a vânzării de titluri, că titlurile vând și știm cu toții cum se face mai nou presă și așa mai... Sunt mâhnici, atâta tot. Pentru că, și am să spun și de ce. Pentru că aseară, la nunta asta de care spun, la un moment dat a venit domnul Mircea Baniciu, care a venit cu o chitară în mână și a cântat 4 piese. Putea să nu cânte nimic, putea să stea să... Dar a cântat cu chitara aia în mână, fără niciun fel de butoan, fără niciun fel de trac, fără niciun fel de pe lângă, pe dedesubt, pe de-aia, coruri, nu? Și s-au aia pe ei, toată lumea, pentru că ăsta e omul. Eu am să iubesc întotdeauna omul. Omul. Ce poate el să facă? Ești rocker? Da. Ia. Înțelegi? Asta am să iubesc întotdeauna. Băi, ce știi tu să faci? Băi, eu știu să, uite, să bat la congă, zice Berti. Ia. Nu se poate așa. Învață. Nu, dar pe bune. Degeaba, noi încercăm să ne ascundem acum. Apropo că mi-ai zis că eu cu tehnologia, cu bă mă, tehnologie. Stai, lasă-mă sus. Sunt de acord cu tine. Nu, băi. Sunt de acord cu tine mai mult decât atât. Excepțională tehnologia. Dar omul, unde are? Omul, știu ce zici. Omul. Eu de fiecare dată când mă duc într-un loc, zic așa. Domne, stai... Zic așa, eu vreau să dau o lege în România, potrivit căreia, ți-ai interzis în numele legii să mai faci playback. Nu e mă, las-o, nu. De ce să dai legi de astea? Păi, eu vreau să dau o lege a bunui simț, există? Nu. Trebuie să existe. Tu bun... E nescrisă, dacă ai vrei. Și tu puțin bun simț, am, ia. Nu, nu e vorba de asta. E vorba de ceea ce vedem, ceea ce învățăm pe ăștia, apropo de academia ta, ai grijă mare, ai grijă mare că sunt cu ochii pe tine. Nu. I mean no disrespect. Eu când aud cuvântul ăsta, I mean no disrespect. Adică ăla se pișă pe tine, dar spune I mean no disrespect. Când până la urmă doar te-ai drecut, dar I mean no disrespect. Jopeși, da. Exact. Și, nu, păi învață-i să fie oameni, adică să fie ei. Trebuie să învețe că dacă nu sunt ei, n-au ce să caute pe scenă, pentru că dacă nu știi de ce cauți tu, uite, vezi, noi stăm aici puțin mai sus de... An de zile, până în 1990, 91, 92, n-am știut cine sunt. Cântam piese holograf, cântam de toate, am cântat cu Iris, am cântat cu... Habar n-am avut cine sunt. Până când n-am fost pus în situația de a compune eu, de a scrie, de a face, de a... să aflu cine sunt,
Am fost un artist de căcat de zero. De pantină. Zero. Nu dădeam doi bani pe mine. Și eu spun cu toată responsabilitatea. Două spun, pentru că trebuie să afle și ăștia care vin, dacă se mai uită peste 100 de ani la podcasturile tale, care o să fie în fața cu Teo Roz și cu Dan Binman și cu căcat, în fine, să afle atât. Dacă o să stea până la ora asta, că nu mai stă nici dracu acum după două ori, dar să afle că tot aia o să se întâmple și peste 200 de ani. Omul, fără omul, știu că vorbesc prostii, știu că peste 200 de ani o să vină un braț electronic care o să-mi facă așa, așa. Sunt singur pe drum. Acum. Căcat. Deci, de-aia spun. Spun că am de prea multe ori fac și căcat. Nu spui. Astfel, dacă le doresc Al Pacino ce a zis de foarte multe ori. Da. Și n-a fost în script, a zis el de la el. I mean no disrespect. Disrespect, da. Ideea este că, într-adevăr, trebuie să fii om cu cei din jurul tău, dar în special celor care te adresezi. Adică am văzut atâtea. Află cine ești. De când am intrat în business-ul ăsta și ești unul dintre oamenii care m-au împins să intru, fără să știi, în business-ul ăsta. Eu te trăgeam și tu vrei. Da, și mi-ai spus să nu-l copiez pe ăla, dar m-am inspirat din toți, așa cum și tu, așa. Probabil când erai teenager, da, ca mine. Mi-a plăcut de Ian Gillan, pe mine, mi-a plăcut de David Coverdale, mi-a plăcut de Robert Plant, mi-a plăcut de ăsta de la Judas Priest, mi-a plăcut de toate. Păi la fiecare mă uitam cu... Știi ce nu mi-a plăcut în 80? Când tu, nu știu ce... Nu sunt aici, sunt aici, știu tot din 80. În 80, eu eram în Austria și în Germania și am intrat în primul magazin de muzică care mi-a intrat așa. Pe vremea aia erau discuri. Și puteai să te duci la raft, îți luai discuri, pac, îți spuneai căști de astea idiote și ascultai. Și ascultai ce vrei. Și mi-am pus AC/DC. Și nu mi-a plăcut. Atunci, în 80. Și erau... Back in black! Nu, îmi plăcea. Timing-ul. Îmi plăcea altceva. Îmi plăceau Thin Lizzy. Îmi plăceau... ăștia, cum dracu îi cheamă. Vai, ce lapsus am. O să-ți mai poveste. În fine. Îmi plăceau Cheap Trick. Dacă ai auzit vreodată de Cheap Trick. Cum da, să nu? Serios. I want you to want me. I need you to need me. În fine. Așa. Cheap și trick, da. Mi-au plăcut o grămadă. Thin Lizzy eram rupt după Thin Lizzy. Queen apăruse Another One Bites the Dust pe un single. N-am să uite. Mi-am și cumpărat single-ul ăla. Pe partea asta era exact pe partea asta. Era Another One Bites the Dust și pe cealaltă era... O să mi-aduc aminte. Dar știi că anul doua am studiat, de fiecare dată mi-aduc aminte piesa asta. A venit basistul cu el. Băi, am și eu o piesă. Și a început. Vreau să fac o piesă pe tema asta. Știi când vine basistul sau bateristul și spune: băieți, am o piesă. Am o piesă. Trebuie să-l ascult, da. Da. E interesant că de fiecare dată, cred eu că a revenit la 80, atunci s-a scris cea mai muzicală. Și îmi aduc aminte, pentru că asta le-am spus tuturor colegilor mei, în 70, când toate studiourile au oprine, când vrea cineva, un american, o vedetă americană să-și facă albumul, se regrupau toți, viori, baș, pian, tobă și mai departe. E, spre finalul anilor 80 a venit sintetizatorul. Și brusc, oamenii care erau chemați la toate înregistrările cu Sinatra, cu Elvis și mai departe, de la Capitol Records, ne pare rău, avem sintetizator, știi ce zic? Da. Și încet, încet, aceste scule... Practic, au înlocuit oameni. Mi-am adus aminte că am murit așa, în tăcere. Unul din cei mai mari muzicieni români ever, apropo de sintetizatoare, domnul Bibi Ionescu, care coresponda prin anii 70 cu domnul Moog. Și are corespondența. Ei au inventat Moog-ul, Moog Synthesizer-ul. Este inventat în România de domnul Bibi Ionescu, electronist. Și același Bibi Ionescu, că vezi că nu se știu și o să se uite, oricum s-au uitat de mult. Băieții de la Stage au fost la un moment dat la o expoziție din asta internațională, unde era încă Jim Marshall în viață și când au zis că sunt din România, au zis, dar Bibi Ionescu ce face? Și eu am rămas, cum ce face Bibi Ionescu? Bibi Ionescu, păi uite ce înseamnă să te naști într-un loc greșit. Bibi s-a născut în România, eu sunt născut aici, eu sunt Jim Marshall și eu făceam marshall-uri și stații pe lămpi cu Bibi Ionescu. Ei își corespondau și își dădeau schemele stațiilor pe care ulterior Marshall le-a făcut Marshall și Bibi Ionescu a murit acum un an. Nu, a murit fiind un... Da. A făcut toate carele de televiziune. A făcut toate, da. Astăzi ne uităm la Digi Sport,
pe carele făcute de Bibionescu. Era un electronist, un tip care are mintea așa. O avea. Am colaborat și noi de motor. Da, nu, îți spun ca idee. Deci era un demențel. Dement. Și a cântat în Sphinx. Lumea nu știe, dar e fondator. Sphinx. Dan Andrei Aldea. Mă întreb dacă te duci acum pe stradă și întreb om. Știi că am dat telefon zilu Crina Mardare zilele trecute și mi-a duceam, băi Crina, tu îți mai aduci aminte cum erai tu cu Zoia, mă? Tu îți mai aduci aminte de mine, Crina? Nu-i așa? Sunt eu, Horia. Și era, da. Auzi, cu holograful ați fost afară, din țară, am de fost, multe da. Ori. Da. Eu țin minte faptul că îmi povesteai că v-ați dus prin Suedia? Nu, Olanda. Olanda? În Olanda, da. Acolo, ce cântați în Olanda? Adică cum se întâmplau cântările pe acolo? Când este bine, când sunt cu tine. Nu, cântam în Olanda, fac ce-mi spune. Nu, cântam top 40, cântam ce așa și după aceea, ăia când au început să ne cunoască, au zis, da, vrem și piese de ale voastre, că noi auzim așa, vrem să auzim cum se aude româna. Aha. Și le cântam și piese de ale noastre, deja ne făcusem așa o mică comunitate, dar mergeam din discotecă în discotecă, din club în club, din bar în bar, era wow, după Revoluție era exact ceea ce ne doream să se întâmple într-o lume liberă, cum era Amsterdam, Olanda, mi s-a părut wow, și trăiam din muzică, era cât cântai. Nu te mai întoarce niciodată acolo sau nu s-au mai iubit ocazii? Nu cred că mai e aceeași, același atmosfera. Circuit. Atunci era un circuit, aveam un impresar, ne spunea băieți... Vedeți că cântați acolo la Yuppies, cântați la nu știu unde, cântați în... Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și aveam două, trei cântări pe săptămână și în rest stăteam și tundeam iarba prin... Nu, în rest ne plimbam pe acolo, eram la Zandvoort, aveam o... Ce cauți acolo? Ce cauți acolo? Ce cauți? Când ia mâna! Noi eram tineri și discutam despre muzică, așa. Piesa asta a revenit de mai multe ori în vorba noastră și știu că știi că îmi place piesa, dar și... Eu știu că ție îți place foarte mult piesa. Mie nu mai îmi place nimic, nu ți-am spus că vreau să mă las de cântat. E dimineață. Asta era pentru că iubeam foarte tare. Vezi că poveștile astea nu le știi. Ești... Fian. Dimineață, în altă viață. Și crezi că nu mai știi. Dar pe cine iubeai? Cum mă cheam? Pe Anduța, o știi pe Anduța? Nu știi. Vezi? Ba da, stai că noi ne-am întâlnit de mai multe ori în niște seri. Păcat. Mare în niște păcate. Apartamente. Mi-am pierdut timp. Zi. Și încet, încet vă descoperam pe fiecare și pe Edi Petroșel, nu? Și de fiecare mă uitam cine cu cine. Eu eram singur pe vremea aia. Așa. Și de fiecare dată mă uitam în stânga și în dreapta și nu... Eu vreau să întreb pe cine, dar mi-era rușine da, să întreb la cine. Ce era ție rușine, da. Eu țin minte că am fost cu tine la un japonez, chinezez ceva și m-am enervat foarte tare. Erai cu o gagică pe vremea aia. Oare? Dar erai cu ceva. Am știut că am ieșit, mai ieșeam și la masă. Băi, frate, voi nu știi. Nu, știu la ce am fost și știu unde am fost și știu cu cine erai. Dar de ce țipi? Ah, iertă. Nu, știu cu cine erai tu. Cu cine eram eu? Cu Alina. Chivulescu? Da. Păi da, ai văzut? Da, te-ai uitat la film. Bă, m-am văzut zilele trecute, m-am văzut. A dat iară filmul ăla, ăsta, filmul lui Sergiu Nicolaescu cu Orient Express. Deci cât am discutat despre Sergiu Nicolaescu, cât am discutat despre filmul ăla. Deci fii atent aici. Există secvențe în filmul, cum se numea filmul? Orient. Orient Express. Așa. Băi, există momente în care omul ăsta așa, era unul la unul cu Sergiu Nicolaescu. Și cred că Sergiu de asta l-a și luat pe el, știi? Păi ți-am spus povestea, nu? Că m-am întâlnit cu el la un local, un bar, plin cu fete. Și el ieșea, eu intram. Niște tipi care mă duceau în Herăstrău. N-am fost niciodată în viața mea. În Herăstrău era pe vremuri o chestie, un tripou. În fine, și eu intram, el ieșea și mă oprește. Stop! Domnul Vivan, da, noi doi o să facem film. Bă, extraordinar, o să vă caut. Tu te gândeai la un Vlad Țepeș la o chestie. Bineînțeles, eram Vlad Țeparu. Fii atent! Și treci un an, trec doi, trec trei, nu asumă. Bine, peste vreo 3-4 ani, mă, într-o zi sună telefonul, alo, da, sunt eu, Sergio. Nu bine, cum vorbea el. Hai, a venit momentul să facem. Bă, n-a uitat. După 4 ani de zile m-am trezit că hai la mine, nu știu ce, slăbești 5 kg, la tine 10, 20, așa. Și mi-a zis, facem film. Și am făcut filmul ăsta cu Orient Express. A fost formidabil. Adică, și după aceea l-am refuzat, că a vrut să mai facem niște filme și îmi pare rău, sunt un bou, un dobitoc, un cretin, pentru că omul a vrut să facem mai multe și am zis, nu, ăsta, atâta pot, am simțit că asta a fost și asta a fost. Pentru că e singurul care pot să-i spun, Dan, și mie mi-a dat telefon Sergiu. Tot pe același rol? Nu. Nu, tu erai pe rolul Dinică, știu.
majordomul care aducea băutura. Băi, dinică l-am văzut aducând un pahar de vin. Așa? A tras trei duble, de fiecare dată altfel. Odată îi aducea conașule, nu știu cum, a doua oară conașule, a treia... Bă, deci eu stăteam după ce îmi terminam eu treaba și mă uitam ore în șir la dinică și cum... Mă uitam, pur și simplu, pentru că nu puteai să te saturi de omul ăsta. Bă, nebuneai când îl vedeai, înnebuneai. Vreau să spun că același lucru făceam eu cu mine. În televiziune, știi că era Teatru TV. Cu mine, zi-mi. Dar mai târziu, a fost când am fost eu în rolul unui principal, actor. Așa. Și stăteam și vedeam dublele lui Sergiu, lui Șerban Ionescu. Mm. Și Șerban avea așa. Pelicanul. Făcea dubla și făcea ceva nou. Da, tot și timpul. Dar de ce face ceva nou? Că nu e când scrii. Își colorează rolul. Înțelegi? Și atunci am înțeles, da, tu trebuie să-l sap până când și regizorul are o conexiune cu tine, zice, da, asta e dubla bună, asta e, ai dat cel mai mult din tine la dubla asta. Formidabil. Dar tu acum ești serios, văd. Da, la mulți ani. Bine că nu te-ai apucat de actorie niciodată, te pup. Ai făcut, nu, ai făcut un ATC-ul ăla sau ce s-a numit? Hai că începem să... Hai că ne luăm la mișto deja, da, zi. Oricum, ideea de bază e... Hai zi puțin așa, dacă tot stăm 3 ore, eu cu circulația stau mai greu, așa mai... Și crezi că nu mai știi cum mă cheamă? Eram îndrăgostiți, am zis. De cine, mă? De Anduța. Anduța. Și crezi că nu mai știi cine sunt? Cine e? Ne-am întâlnit pe lac, la Cheoche. Și crezi că dragostea se destramă? Cheoche era de pe vremuri. Ăla de, s-au făcut blocuri. Era cel mai frumos loc din București. Am fost atâta timp, nu fără voci, am fost atâta timp fără tine, ca să înțeleagă omul despre ce vorbim. Iar vremea trece oricum fără noi. O, da. Culorile se duc, hai încă o dată, culorile se duc de la sine. Așa. Am fost chiar la nuntă la Mișu, care era nebunit. Dacă am fost să fie așa, du-te, nu e vina ta. Asta îi spuneam noi lui Mișu, care era îndrăgostit de balerina din clip. Și te-aș întreba, sună cam bulgărește asta. Ia. Și e dimineață. În altă viață. Dimineață. I-a închis microfonul, Cristi. Dimineață. Dimineață. Cristi are ură personală. În altă viață. Hey. Se întâmplă doar o zi. Lasă puțin așa aer. Că e foarte important ca lumea să înțeleagă. Mai... Se întâmplă doar o singură dată. Ce se singurătată. Și cauți toată viața apoi. Dar nu mai găsești niciodată. Iar asta e foarte frumos acum. De mine ai făcut textul, știi? Tu ai făcut, știu. Eu, da. Ne umplem apoi de durere, ne închinem în suflet de tot, dar tot mai visăm în tăceri. Că te gândești că poate bine prosta înapoi. Dacă a fost să fie așa. Și acum un local întreg se ridica în picioare. La Mișu ăsta de sansurat ieri. Ea și spunea: du-i vina ta, du-te, na-na-na. Era nebunit, ăla era nebunit după balerina. Și te-aș întreba, come on, come on. E dimineață. În altă viață. Dimineață. Dimineață. Sunt fascinat de asta. În altă viață. Hey.
E mie dimineață. Parcă ne frecăm pe burtă. În altă viață. Dimineață. Dimineață. În altă viață. Mare noroc ai cu mine, mare noroc. O să ai o audiență de pop. Mai nou, toți fugind după audiențele astea. De ce, mă, băiatule? Dar de ce? Ce ești tu? Eu am fugit Tudor după tine în viață. Tudor Vornicu, zău. Opa. Așa o selecție fină de brânzeturi. Le-ai luat de la Metro și acum zici că le-ai făcut tu. Metro Golden Mayer? Acum zici că le-ai făcut tu. Bine, uite, o să iau pentru că sunt... Chiar ce-ți place de aici? Aia? Nu. Ce... Asta, asta? Nu da, cred. Bata, sunt berbec și când văd roșu, înaintea ochilor nebunesc. Pentru mine, camembertul reprezintă o bucurie. O bucurie, da, se vede. O da. Bucurie! Cristi, nu vrei și tu un telefon? Nu. Nu, noi să știe. Da. Ai avut, am avut da. De ziua ta un duet cu Ian Pace. Da, e mult spus. Ce se va întâmpla anul viitor, de 29 martie? Anul viitor. Ce gânduri ai? Cu cine ai vrea să faci duet? Cu Paul Rogers. Dar nu să fac duet. Doar să-mi stau așa ca prostul să mă uit la el cum cântă. Nu pot să fac duet cu Paul Rogers. Hai. Care e cea mai frumoasă piesă a lui Paul Rogers care îți place? Ah. N-ai să râzi, nu e All Right Now. Normal. E la prima mână All Right Now. E o piesă de pe un album mai vechi de-al lui, Now se numește albumul. Că nu, All Right Now. And now, da. And now. Bă, cernă. Zi. Cer să te cer. Pe mine să mă cerți? Da. Te rog frumos să nu mai cânti piesa asta niciodată. De ce, mă? Bă, dar niciodată. Bă, dar de ce, mă? Nu niciodată. Până nu faci 60 de ani să nu mai cânti piesa asta. Cum poți să cânti piesa asta? Stai. Știu... Bă, uite-te în ochii. Știu... Zip it. Fii atent. Nu poți să cânti piesa asta decât după ce ai o viață în spate. Băiatul ăla... Bă, când se uita în spate, vedea Everestul. Băi, deci, ca să cânți, cum îi spune la piesă? Iartă-mă că te întreb. My way. My way. Păi cum să cânți my way dacă tu n-ai făcut pașii până la... Nu, nu poți. Ai perfectă dreptate. Bă, nu, eu așa m-am gândit. Nu, eu m-am dreptate. Gândit la el, bă, unul ca Frank Sinatra când cânta my way. Ai perfectă dreptate. Fără... Numai că eu știu lucrul ăsta. Știi? Sinatra, ca să discutăm despre înregistrări, a cântat o piesă la 50 de ani, o piesă la 60 de ani și aceeași piesă la 70 de ani. Așa. Cea mai bună versiune o are la 70 de ani. Păi, frumos. Și eu la fel. Am început la 25 de ani de jumate din cât am acum, l-am cunoscut pe Sinatra. Te bat. Și cu fiecare cântare, cu fiecare cântec, am... Pentru că asta spun tuturor. Tu nu faci o chestie mecanică. Tu încerci... Încerci cu mintea ta, cu fiecare experiență a vieții tale, este una dintre piesele pe care o povestești, nu o cânți. Și dacă ai ce povesti exact așa cum zici, dă-i drumul. Da, dar poți să încerci în debara. Nu trebuie să încerci în fața tuturor. Nu, nu se poate. Oamenii mă cer. Ah, am înțeles. Ce scuză. Da, am înțeles. O să înțelegi și tu sentimentul ăsta. Auna, de ce? Dacă tot ești așa trufaș, de ce n-ai pus aici pe clădire așa Academia... De muzică specială. Trufele nu sunt preferatele mele. Ba da, ale mele, da. Auzi, am rugăminte. Zic. În urmă cu 14 ani, fii aici, candidai la primăria sectorului 1. Niciodată n-am făcut asta. Nu cred asta, este pe internet asta. E o prostie, niciodată. Niciodată. Niciodată? Am... Niciodată n-ai candidat la... Niciodată n-am... Candidat, am fost la un moment dat consilier unui fraier de ministru, prietenul meu, Vladescu, care o să facă 8 ani de pușcărie. Cine l-a pus? Să... Nu știu ce a făcut. Dă-mi și mie diapazonul ăla sau ce e ăla, nu? Cum se numește? Da. Nu, cu ăsta se lovește în frunte, dacă vrei să se sune. Nu, nu se pune pe... Da. Se da. Pune... Nu. E dimineața. Nu, nu, nu e. E do. Ugi. Nu, deci... Nu. Hai să spun.
Deci niciodată. Am fost doar consilier și toată lumea a zis, băi, ai făcut politică. N-am făcut nicio politică. Ca să fii consilier, nu trebuie să faci politică sau să fii membru de partid. N-am fost niciodată membru. Consilier înseamnă a consea, înseamnă a sfătui. Da, pentru că m-a păcălit, cum ai făcut tu cu emisiunea asta. Fii atent. Și m-am dus la el la o cafea. Continuă. Cum m-a invitat tu la un vin. Aia e mai bună, aia e mai bună. Vreau să o vedem, să o vadă toată lumea în cadru. Atât. Că mie îmi dă căcat de ăsta. Asta e o pizza, mă. Du-le te rog frumos înapoi. Nu, am vrut doar să vadă lumea din podcast și cei deci, care se... Vă rog. Deci eu dau orchestrei pizza, mă. Deci, și mie? Ha? Borală de asta, ce e asta? Aurora asta mai borală. Asta mai fost mâncată odată, fiate. Și mă duc la el la cafea, cum vin la tine la podcast la Spritz și îmi zice, băi, mai am un loc de cum îi zice, de consilier, vrei să fii? Și zic, da. Dar la mișto. Și zice, dă-mi un autograf aici. Și semnez pe o hârtie albă. Și el pune o ștampilă, o parafă și în momentul ăla zice că ești consilierul meu. Căcat. Deci, și așa am devenit consilier la Ministerul de Finanțe, de parcă eu eram mare finanțist. Dar am învățat foarte multe. Dacă vrei să faci o introversie, așa, să te duci cu mașina timpului înapoi, în vremea lui Ceașcă, intră tu acolo să vezi cum e. Deci este adică tu vrei să spui că ai schimbat ceva din trecut. Asta vrei să spui și că nu. Ai învățat din... Nu, doar am fost ca să văd cum e în trecut. Să văd și eu cum a fost pe vremea lui Ceaușescu. Păi trauma pe mine. Că și ar fi trebuit să devin director la un... La ONU? La un teatru. Ce teatru? Teatru de păpuși? Ce teatru? În podcastul pe care îl vei face îți voi răspunde la această întrebare. Bine, nu, dar serios, n-am făcut niciodată politică. Și acum vor ăștia să mă bage, să mă facă, să mă dreagă, să... Să ce? Să nu mai pot să fiu eu? Tu vrei ceva în politică sau nu? Nu poți. Nu poți. Tu n-ai fost niciodată în sistem. Nu vreau să intru în sistem. Nu. Păi n-ai cum. Ba da, am fost în sistem. În sistemul de stat am stat 7 ani de zile. Și tu poate, dar eu nu. Niciodată. Și nu poți să intri. Nu poți să intri acolo. E o chestie foarte clară și foarte bine organizată. Da, știu. Nu. Sistemul nostru e foarte bine organizat. Tu n-ai ce să cauți acolo. Ești făcut numai când te duci să zâmbești acolo. Zic, ah, ha, ha, ha. Păi prima mea întrebare acolo când am ajuns la Ministerul de Finanțe a fost ce înseamnă ANAF? Și am început să râd de toți. Și eu ziceam, ce înseamnă ANAF? Adică am... Tu de la ANAF-ură te referi. Nu, serios, nu mă interesează. Știu că pot să fac foarte mult bine. Știu, pentru că am făcut și... Ai experiență. Nu, vreau să spun un lucru. Dacă e un lucru... Băi, eu mi-am demonstrat mie un lucru. Indiferent că podcasterii tăi, sau nu, ăștia... Colegii mei de brăză. Colegii tăi facebookiști, facebookeri. Ce trău. M-au făcut în toate felurile, m-au călcat în picioare, că e o întreagă, apropo de sistem. Acum, de când nu mai e COVID-ul, că a început războiul și se termină războiul, începe COVID-ul. Deci, au venit sute de oameni, și nu exagerez cu nimic, sute de oameni, mulți din sistem, mulți cu grade, să-mi strângă mâna și atât. Și să-mi spună că și ei sunt de aceeași părere cu mine și că gândesc ca mine. Atât. Deci eu am câștigat. Pentru mine. Pentru mine. Nu sunt milioane de oameni, nu sunt mii de oameni, sunt sute. Dar nu asta e problema. De ce crezi că fac eu podcastul ăsta? De fraier. De fraier. De fraier, ar zice cineva. Dar urmărindu-ne, răspunde-l. E soția lui Romeo. Ori a murit Romeo, ori domnule, stai, mai puțin. Nu, ea nu mă sună niciodată. Mai puțin. Da. Că nu sună niciodată. Mami, te sun eu pentru că sunt la... Brenciu. Știe. Unul, Horia. Horia Cloșca și... Mă știe. Azi e. Azi dau. Ok. Vrea să vorbească cu mine? Bine. Cu crezi tine că nu vrea să vorbească nimeni, Romeo? Horia. Crezi că nu o știu pe social? Te pupă, auzi. Mă pupă, normal că... Mă pupă. Și ce? La mulți ani lui Ali? Ali. Bine, te pup. Pa. Așa. Deci, ceea ce vreau să spun este că în continuare noi trebuie să ajutăm oameni. Da, asta facem. Pentru că intensitatea cântăm. Trăirilor vieților noastre a fost maximă. Cântăm. Noi am fost în toată țara, iar tu, după cum mi-ai spus, ai fost de foarte multe ori în afara țării. Toate aceste interacțiuni te-au înnobilat ca și experiențe. Oamenii care stau și nu se întâmplă deloc o interacțiune, o chestie socială, ei trebuie să învețe, din clipa de față, să-și deschidă sufletul. E foarte greu, pentru că atunci când îți deschizi sufletul, așa cum am făcut și eu cu tine, de exemplu. De fiecare dată tu mi-ai dat cât un bobârnac. Dar eu știam că... Așa, ca să mai tași și tu, dragul din gură. Fii atent.
Eu știam că bobărnacele tale așa sunt de fapt din dragoste. Ia. Corect? Un fel de... Stai, să nu exagerăm că ne dau lacrimile după aia și... Nu. Nu, dar ascultă-mă. Iar ai pus mâna pe hârtie. Iartă-mă. Nu te mai... No. Iartă-mă. Iată-mă. Da, foarte bune. N-am venit aici ca să cânt în primul rând. Nu, doar să fredonezi. Doi. Vrei să vorbim serios de chestia asta cu sistemul sau nu? Nu, nici eu. Că nu mă interesează. Stai. Ceea ce vreau să înțelegi e că nu putem schimba lumea oricât de mult ne-am dorit. Hai să spun o chestie ție. Da. Zici că mulți oameni în timpul pandemiei ți-au zis... Nu în timpul, după. Și în timpul. În timpul, în timpul, da. Păi nu m-a interesat asta. Eu îl știam pe Dan Bidman. Da, corect. Și nu, eu n-am vrut să demonstrez nimănui nimic. Acolo s-au vândut niște titluri. Oamenii, unii, cărora le stricam afacerile, au vrut să oprească chestia asta, pentru că au făcut banii lor. Bravo lor. Dar că nu, s-au descurcat sau cum. Dar nu pe sănătatea mea și a copiilor mei. Stai. La mine e o chestie foarte clară. Eu am o regulă. Eu nu te deranjez. Eu nu vin să-ți intru în casă. Eu nu vin să spun să trăiești cum vreau eu. Eu nu vin să spun cumpărăm hârtia asta că e mai bună decât asta. Nu, niciodată. Nu-mi veni cu căcaturi pentru că, și fără ca să-mi explici de ce. Am înțeles. Și sunt în continuare 100% convins că am fost tras pe sfoară 2 ani de zile. Hai să-ți povestesc, că începusem să povestim de plasticul din apă. Și din faptul că în România toată lumea îngroapă căcatul și rahatul și plasticul unde apucă, pânza freatică, pe lângă... Eu am făcut meseria asta și știu ce înseamnă apa. Apa va fi următoarea criză, dar nu că criză pentru că noi ne batem joc de tot ce înseamnă natură și mai ales aici în România, care România este un colț de rai pe care oamenii vor să-l distrugă sistematic. Deci aici de ce crezi că se întâmplă asta? Din lipsă de educație și de cultură. Educație, în primul rând, și pentru că nu avem un lider care să spună, băi băieți, până aici, stai, nu-ți mai îngrop rahatul aici, nu mai vii cu peturile, nu mai așa. Și ți-am spus că am văzut un... La Pro TV... Exact am văzut... asta am văzut și eu aia cu peturile. Da. Băi, deci noi mâncăm pește și de fapt mâncăm plumb și dălea și dălea și plastic pe care peștele îngurgitează și îl halește și noi îl luăm de acolo. De la pește, da. Și nu, orice, nu contează. Deci de-aia spun, până n-o să vină un lider curajos. Liviu Dragnea. Nu, n-are importanță. Nu, să vină cineva. Săriște. Să se, își riscă viața, își riscă sănătatea. Voturile. Voturile, își riscă ce vrei tu, familia, pentru că aici e problemă. Sfatul meu pentru politicieni sau cei care vor să intre în politică, nu vă faceți familii. Intrați fără ca să aveți nicio obligație față de nimeni, pentru că o să se ia a doua zi copiii tăi, familia ta, soția ta, o să fie călcați în picioare. Vrei să faci politică? Fă tu de capul tău. Bun. Deci, până nu o să apară unul care o să spună, băieți, se face așa, așa și așa. Nu doare. Hai să încercăm. Cu frumosul, nu trebuie cu nana, cum zici tu, că să dau o lege să... Nu, cu frumosul. Primul lucru e să dai tu exemplu. Tu exemplu, asta da. E de bază. Adică, uite, doamna Clotilde ne dă exemplu că nu face nimic. Și asta este un exemplu. Asta vreau să spun. Tăi, dar ai văzut drumul ăsta de la spre Academie? Am văzut multe la viața mea. Vai. Am văzut multe drumuri spre... Nu, erau trei gropi care, după câțiva ani de zile, s-au stupat. Există un... Bă, punct bun, un pas înainte. Te înțeleg și sunt de acord cu tine că dacă vrei să... Nu trebuie să impui ceva, primul lucru pe care trebuie să-l faci ești chiar tu. Artiștii trebuie să facă ceea ce simt ei că, și ceea ce ar trebui să facă. Nu să se urască unul pe altul, nu să intre în polemici, nu să... Nu, eu cânt din 1980. Eu cânt și nu mă... Pe mine când spun chestia asta. În 1979 mă pregăteam pentru arhitectură. N-am intrat, am dat 2 ani de zile. 80-81. În 82 am intrat la construcții, la hidrotehnică. Dar cântam, că aveam un coleg cu care mă pregăteam pentru arhitectură, baterist, Mircea-l chema, și cânta în formația Blitz, unde era Adrian Dăminescu, solist vocal. Și un domn Ștefan Elefteriu, vioară electronică. Pentru vremea aia, vioară electronică era... Uite, Cristi știa. Era făcut electronic. De ce mă mai chem pe mine când îl ai pe Cristi, care știe, vorbesc serios? Mă chem pe mine aici, mă pierd și timpul. Îmi plac cu tipii fără ochelari. Și cu fără barbă așa. Nu, serios. Deci eu de 40 și câți, 2 de ani,
sau de așa, cânt. Eu nu m-am... Ce ți-a scris tu acolo că am făcut la primăria? Niciodată. Tu știi că asta e în YouTube? O fi, dar sunt idioți ăia. Deci eu și înainte de Revoluție și după Revoluție am făcut ce am știut eu mai bine, că asta m-a ținut în viață. Acum, pe bune, că știi cum auzi, e. Auzi, scuze-mă puțin, tu pe cine moștenești din familie cu cântatul ăsta al tău? Pentru tata. Că... Și mama, dar tata. Tata a fost violonist, deși era electronist, cânta la vioară, că se cânta în familie la vioară, iar unchiul meu a fost fondator al orchestrei medicilor. A fost cardiolog, șef la filantropia și acum, după ani de zile, au venit niște domni când am cântat la un dat cu Orchestra Simfonică a Medicilor să-mi strângă mâna și să-mi spună, băi, noi am fost cu unchiul, Emil îl chema, a murit în America, el a știut unde să se ducă și a plecat înainte de Revoluție. America! Așa, America, și a murit acolo și era violonist și el și tata. Și cântau la vioară și au încercat și cu mine să fac chestia, numai că eu am uitat să spun. Eu am fost oaia neagră a familiei, nu s-a lipit nimic de mine. Vreo 2 ani am făcut și eu vioară. Mă puneau azi de Crăciun să concerte. Ia ce ai mai învățat? Ce să învăț? Nu știu mie. Exact, exact. După 2 ani de zile mi-am dat seama, am știut ce trebuie. Am făcut o criză de nervi, am zis, nu, eu nu mai pot să fac asta. Luați vioara de pe mine și un fel de Alice Cooper, am făcut, da. Și m-am mai întâlnit cu muzica prin clasa 12-a, așa, 12-a și pe care am și terminat-o. Dar tu ai cântat, trebuie să fii cântat bine ca să au cântat început... în corul școlii, am lasă-mă, cântat în, cum erai tu la Ionasis Honteru, să-l cum o cheamă. Andrei Șaguna. Andrei, asta e nume de om. Fii atent. Și... te pup, Andrei. Cum ți-a zis? Magnuson? Nu, Augustus. Ah, Augustus! Cum să te cheme Augustus să fii în viață? Fii atent. Și Augustus. Fuscus! Da, Marianta. Augustus! Da, aici! Întrerupem aici podcastul nostru definitiv. Așa. Da, și m-am mai întâlnit și am spus când? Prin 79-80. Dar eu de atunci și asta fac. You. Fac. Că n-am ce să fac. Adică mi-a plăcut. Îți plac jocurile de cuvinte? Niciodată, nu. Ăsta cum l-ai găsit? Vreau să-mi spui istoria acestei piese. În engleză îți spun. Yes, baby. You don't take your love away from me. Never. Never, ever. Zim, cum s-a venit asta? It's like six walk on the belly. Adică 6 mergi pe burtă. Da. E aceeași chestie cu ce ai spus tu. Cum ți-a venit toată nebunia asta cu... Băi, asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu. Vorbesc serios. Nu cred. Ba da, eu care n-am nicio treabă. Fii atent. Deci știam, îmi cânta piesa în cap de săptămâni, luni. Îți cânta piesa? Da, o știam. Care? Da, ta, 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 ta. Aveam piesa așa, în principiu, îmi era acolo. Deci eu puteam cânta cu gura. Doar că n-aveam niciun text, nimic. Și într-o dimineață, încă stăteam cu... În altă viață? În altă viață eram încă cu... Așa, și stăteam în casa cu... Așa, și... Unde te-am vizitat? Și m-am trezit la 4 dimineața, m-am dus jos în birou și am început să scriu, dar parcă cineva îmi dicta. Vorbesc serios, poți să-mi iei tot ce am mai scump? Și în jumătate de oră era totul scris și a doua zi m-am dus la repetiții și le-am spus, băieți, asta e piesa. Hai să o cântăm. S-a cântat pe loc. Adică a fost așa o chestie și atunci m-am speriat. Am zis, băi, cine dracu mi-a scris mie asta? Nu mai mi-a arătat, că eu am scris-o. Nu. Să vezi unde cânt și eu. Ce? A, pot să-mi iei tu? Da, e cu temă. Da. De când te cunosc, fii atent aici. Ia zi. Pot să mă torn într-un pahar cu apă. O să mă uiți pe fundul mării printre peștii răvitori. Să mă lași în pace, să mă duc acasă. Sau din cer cu ploaia încet să mă cobori. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Ce frumos! Ficatul! Ficatul încep să mor. Cânte cu ursul, mor. De dorul tău, mor de dorul tău, și zilele vor fi din nou, așa cum am mai mor. Acum începe
O nebunie. Ce bună bunie. Se știe. Și zile. Și luptă. Și Tino. Marius the Widowman on the piano. Come on now. Say. Și urmează viorile. Ba 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 ba. Mai am fi făcut un loc și lui Berti. De dorul tău. Bravo, Dănuț, bravo, mamă. Mulțumesc frumos, dar eu tot vreau să scoatem toți brazii și toată pădurea de pe tâmpa, să facem numai blocuri, blocuri, betoane, betoane, să nu mai existe. Crezi că pe mine nu m-a durut? Auzi, dacă când eu vreodată... Când șoseaua pe care o știam din copilărie, drumul spre Poiană, brusc în dreapta, un pâlc enorm, niște hectare acolo, da, s-au ras și s-au construit blocuri, deci și mai mult decât atât, eu toată copilăria mea, asta discutam și cu fostul primar al Brașovului. Dar cum ții tu la pădure? Păi pădurea reprezintă visele mele, pădurea care a fost și știi, se lasă, de asta pe tot cuprinsul țării, se lasă prima parte, așa, la lizier elegant, și după aceea în mijloc se taie cu repeziciune. Dacă eu vreodată, și vreau să fac o declarație publică, dacă eu vreodată când o să mă duc iarna la schi la Poiana Brașov, să trebuiască să plătesc taxe familiei Brenciu pentru că cobor pe Lupului sau pe... Ce piste mai sunt acolo? Lupului? Sunt niște denumiri, stai că am uitat. Denumiri, stai că am uitat? Da, m-am uitat. Deci am înțeles că, iubire, domnul, așa, ar fi în cu statul român, adică vrea... Cu ce? Nu cred. Nu, nu e adevărat? Așa cum eu am candidat la primăria sectorului 1, tu nu... revendici tot. Revendic cum tot. Cum adică bada. Revendic tot până deci la Brașov în mai acest plătesc spirit. Vreodată. Așa. Un teleschi, un telescaun, o parcare și alte multe acolo. Așa. Dacă tu câștigi procesul ăla. Așa. Te sparg, vin și te calc în picioare. E vorba de procesul din 92 de atunci cu miliardele. Habar n-am, nu știu, eu am auzit însă că ești apropitar, sau că vrei să, adică să ia toată pârtia aia pe care noi schiam la Poiana Brașov, vrea să o ia familia lui, adică el. Nu familia. Deci dacă eu, din momentul în care câștigă procesul, că o să știți cum e cu retrocederile, dacă cumva, deci eu vin și stau așa în fața casei tale și scriu cu spray-ul ăla, pe... Fuse și se duse. De ce vrea pârtia? Sus acolo, e cam frig acolo, vin urși, nu, n-are, nu. Terenul de tenis se face jos unde e baza aia, știi? Bă, deci dacă eu mai plătesc un leu familiei Brenciu? Rezolvăm asta. Deci te sparg. Rezolvăm. O să plătești 2 lei. Deci nu vezi. Vei fi... Chiar de aici. A existat o poveste, da. Potrivit căreia, atunci Jesus. Când s-a lansat bere gratis, Miță, da. Toată lumea a spus lui Miță, băi... Lasă-te. Nu, nu. Tu-l copi. E prietenul meu oricum. Deci nu. Da. Nu mai râde, taci. Zim. Nu mai știm să râdem, nu mai știm să glumim, adică... Cristi, mai vorbesc de tu. Ce să vorbesc? Nu. Zi. Ai zis, băi, tu limiți pe Bitman? Nu, niciodată. Pe Brenciu. A zis, mi-a zis mie că e prietenul meu. Tu te mă de aici, lasă-mă face. Nu mă, asta s-a întâmplat. Deci, practic, era o chestie... A, Bitman, Miță. Stai puțin, Miță face alta, ea are alta emisie. Cum se invită pe Bitman? Știi vreodată... Mi se pare senzațională chestia asta. Tu ai o voce care, deși ai un timbru special și un timbru unic, lumea vrea să te imite. Au fost mulți oameni, au fost mulți artiști care au dorit să te imite. Nu cred. Pe bune? Nu. Chestia e că tu, având aceste cântece foarte frumoase, aceste hituri formidabile, îți mulțumesc. Era... Cu mare drag. E o joacă. Știi că am mai scris două cântece care o să te sparg cu ele. Te sparg, deci îți spun. Le țin la așa că n-am cui să le dau să le cânte. Eu nu mai, mi-e lene să mai cânt. Hai să facem un duet. Dar de ce? De plăcere. Ca să scriticăm un cântec frumos? De ce? De plăcere, hai să facem. De ce? Unul este
Așa o iubire eu n-am mai văzut. Atât pot să spun despre... Deci așa o iubire eu n-am mai văzut. Iar al doilea este... Te iubești atunci când dormi. Fii atent. Deci cu astea două te-am spart. Spart. Dar nu le mai cânt eu. De să ce? Le cânte cine vrea. De ce nu zici exact? Mi-e lene. Mi-e lene. Am ajuns la 60 de ani. Mi-e lene. Ești. Lene. Ești. Ce vrei să ajung ăla de la Rolling Stone? Nu mă interesează. Eu nu vreau să ajungi mic Jagger, eu vreau să ajungi mare Beatman. Da, ăla e mare, să știi. Deci, eu vreau să spun că Tony Bennett are acum concerte. Da. Și are, vorba aia, Tom Jones are din nou concerte. Beatman ce are? Are oase în burtă? Nu. Deci asta vreau să spun. Da. Podcastul ăsta a fost făcut ca să-ți dea ție un imbold. Omule, bold? Da. Come on. Vrei bold sau imbold? Bold. Bold. James Bold. Deci fii atent aici. Hai să faci chestia asta în continuare. Merită, la mulți ani. Domeniile în... Ai o voce formidabilă. Hai, spune. Ai o culoare. Ai înaltele. Hai, laudă-mă. Hai, n-am dat nicio piesă mai jos. Toți colegii mei ziceau să dăm piesele mai jos că... Ăsta Boșu nu mai poate. Boșorogul de Beatman nu o să mai poată. Morții lui, da. Zi. Și vrei să mai vorbim ceva sau da. Mă lași să plec și eu acasă? Nu. Mai avem puține lucruri de făcut, zi. Dar foarte interesante. Mm. Tu l-ai cunoscut pe tata, ai fost printre puținii oameni care, artiști care l-au cunoscut și lui tata îi plăcea o piesă. Îl văd acolo pe perete. Da. Da. Așa, hai, și... plângi, hai că... De ce să plângă invitatul? Să plângă... Nu, că... pleacă de aici. Hai, plângi, că și eu plâng pentru tata, ce crezi că nu plâng? Și pentru mama, ce crezi că n-am și eu aceleași chestii? Bagă, că pentru tata merită să plângi. Vorbesc serios. Eu care n-am avut o relație foarte strânsă cu tata, dar plâng după el de mă cac pe mine. Uite, bagă un prim plan pe ochii tăi, să te vadă lumea că ești om. Da, și eu am plâns la X Factor când după o lună de zile îi făceam pomana mamei după ce murise și ea că a plâns Beatman, că a cântat la nu știu ce piesă. Mi-aduc aminte momentul. Așa, păi de-aia plângeam, că maică mea eram la Cluj, chiar acolo filmam și mama era mormântată acolo. Plângi, Brenciule, plângi. Plângi, Brenciule, nu plâng un câile gerula. Ai, da, vine o zi când se va sfârși? Da, să știi că se va sfârși. Eu. I-am spus vremii să stea în loc. Plângi. Amintirea mea vreau să fie a ta. Lasă-mă pe mine. Vine o zi iar de voi pleca. Nimeni m-a ști cât voi regreta. Bravo, domnule. Da. Ai, vezi? Zici tu de mine, da. Tatăl meu a murit în ajunul anului nou, pe 31 decembrie 2011 era. Și am avut 3 spectacole în noapte. Și dacă nu era Mihai Coman, Dumnezeu să-l odihnească, care să-mi dea un Xanax, că eu nu știam ce e Xanax, ca să pot să duc 3 spectacole. Am vorbit înainte de asta, cum de Mihai Coman. Ce voce! Fai de capul meu. Da. În fine, și dacă nu era Mihaiță, nu. M-am dus la Eddie plângând și a zis, băi, nu putem să cântăm. Și a venit Mihai, ia. El lua cu pumnul și zicea, ia de asta și vezi că... Și le-am cântat așa, a doua zi m-am trezit și asta e. Și de acolo, altă poveste. Hai te pup! La mulți ani! Una dintre preferințele tale muzicale, de fapt, cred că toate sunt și ale mele, dar pe una am și văzut-o și dacă vrei ne unim eforturile și la ziua ta, îi dăm telefonul lui Coverdale. Coverdale, da. Pe Coverdale nu l-aș lăsa nici măcar să scoată un sunet, doar să atât. Dăm mâna cu el, hai, ia o sărmăluță, ia o mămăliguță, ia... Ce dracu să mai... Eu nu-l înțeleg, deci mai bine, îl înțeleg perfect. El este... Știi, nu-l înțelegi pentru că... Îl înțeleg și trebuie să faci la fel ca el. E fabulos.
E fabulos. Dacă eu acum aș fi văzut un om care n-are dinamică, care n-are poftă de viață, aș fi spus, băi, Dane, gata. Nu știi ce e el, e un gladiator. La, nu, vorbesc acum de tine. A, de mine? Și, tu ești un fel de gladiator, da. Nu neapărat. Nu. Meridius Maximus Decimus, dar ești pe Augustus, acolo. Sunt Augustus, să moară bă, zaga. Augustus, de mâine Augustus sunt. Cum te cheamă, băi, pui de dacă? Augustus! Cred că eram în așa sala palatului când a venit prima dată David Coverdale. Da. Și avea acuta aia de final, la, zi-mi piesa. Piesa? Septembrie 13. Avea o cută, știi că... Shouldn't know better. Shouldn't know better. De fiecare dată, știi că 70-80 era, băi, ai acute? Ok, treci mai departe. Era selecția. Acolo nu era decât selecția acutelor. Bă, tu știi că eu am cântat și la Iris? Da, știu că am cântat. Urcăm într-un tren, trenul ăsta e trenul nostru bun, să moară mama! Băi, tu nu înțelegi că eu te vedeam pe alea de colorate cu videoclipurile alea de la TVR? Drumul veșnic ne e rostul. Ma. Da? Dragă zile, dragă ani! Ăsta este trenul nostru, trenul celor fără bani! Știu! Ma. Ce dobitoc. Da, eu, da, eu. Da, da, pe, băi, lasă Dobby, poți să spun Dobby Brothers. Poți să spui Dobby. Peste câtva timp, așa? Ăsta e făcut-o în Îngerii au demonii. Iris a fost cea mai mare școală pentru mine. Pe bune? Păi cuvânt. Tot ce știu de la ei. Ce ți-a zis Nelu? Fă așa? Păi nu e vorba de Nelu. Nelu și acum la repetiții repetă 8 ore pe zi, dacă îl pui, și îți cântă, deci el la repetiții cântă concert. Adică o piesă o repetă, nu, cântă ca în concert. Cântă ca în concert. El nu face rabat de la calitate. Niciodată n-a făcut. Nuțu Olteanu era profesionist. Noi când ne-am strâns în holograf, mie nu mi-a venit să cred că a venit la holograf. Nuțu și Marti. Marti ne-a strâns pe toți. Marti, Dumnezeu să-l odihnească, basistul formației Iris, cel care a făcut Trenul fără naș. Deci erau niște oameni care... Mi-e foarte greu să explic tinerii generații care face... Ați venit prima oară în formula cu Nuțu Olteanu? Unde? Cu Nuțu? Ați cântat la sala polivalentă în Craiova. Tot ce se poate. Și-a aruncat pe chitară, vreau să fac așa. Păi știi ce vrea să ce-a făcut mă? Așa, bă, Nuțu? Da, era nebunit după Malmsteen. Deci într-o noapte când l-am auzit pe Malmsteen, da, s-a dus în cameră și a stat până a doua zi dimineață ca să-i scoată solourile. Și a doua zi am venit. Uite, pot și eu. Deci ăsta era Nuțu. Deci nu făcea rabat de la calitate. Și nu e vorba de calitate. Bă, se muncea, curgea sânge din degetele lor. Vorbesc serios. Eu am venit de la Incognito, de la Cenaclu Flacăra, unde am plecat după o lună și jumătate, că nu mai puteam. Era îngrozitor. Așa. Și m-am dus și Anton Hașiaș, Dumnezeu să-l odinească și pe Anton, că vorbim mai de morți, nu știu ce dracu o facem. Morți, duși acolo unde sunt. Mi-a zis, bă, nu te duce la Iris, că el fusese chiar fondator pe acolo. Era... El este cel datorită căruia Anton Hașiaș, ca să înțelegi de ce a fost interzisă formația Iris în anii 80, a apărut în pielea goală, adică bust, pantaloni de pijama, în emisie directă pe vremea lui Ceaușescu. Emisie directă, sala palatului, și cu Mihai Tatulici, comentator, care a zis că așa ceva nu se poate, nu, să fie interziși, că de-aia au fost interziși. Și a apărut în concert, sala palatului, televizat, în direct, s-a oprit emisia, Anton Hașiaș cu basul pe piept, bust și pantalon de pijama, picioarele goale. Bum, 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 bum. În fine. Și s-au căcat aia pe ei, pentru că nu se mai văzuse asta niciodată în România. De-aia a fost interzis formația Iris. Nu că altceva. Nu. Era Anton, care Antonel, îmi spunea, băi, păi, trăiește și tu, bă, aruncă-te pe jos, fă ceva. Și te aruncam! Și eu mă aruncam, făceam, uite așa. Și el zice, păi ce mă, asta e aruncat, asta e stare? Du-te, bă, de aici. Nu, mă, încă o dată. Bă, și deci, te-a aruncat, acum să-i dai imaginile când te-a aruncat și te-ai spart nasul și ți-ai rupt. Nu, atunci nu-mi spărgeam nimic, că era... Nu, deci erau niște vremuri când se cânta și fumul era un balon umplut cu făină și se trăgea cu imbizoaca, dacă nu știu copii ce înseamnă ce imbizoaca, era o praștie
cu așa și cu un crecan, ca așa se numea, okay, cu un elastic care îl iei de la ciorap și îți faci așa o praștie și făceai dintr-un fel de sârmă un fel de U. U. Așa. Și trăgeai în balon și se spărgea balonul și făina curgea. Era făină. Era făină și cădea pe mixer, cădea pe toate alea, umplea pe ea, pe toți. Dar era un efect. Ăla era fumul. Sau mașina de fum, știi că nu era cum e acum, era cu parafină. Și parafina lăsa pe jos ulei și de la pe care alune și te duceai și atâta se auzea. În fine, și în fața mașinăriei ieșea flacără, că de-aia n-am să înțeleg niciodată ce s-a întâmplat la colectiv, pentru că noi cântam în toate sălile din România și făceam și de la cu bricheta, luam, trăgeam gaz heliu în gură, heliu, și tădeam drumul și cu flacăre și făceam flăcări. Și n-a luat foc nimic și era totul uscat și toate perdelele de căcat și n-a luat foc. Sau lua foc mașina de fum și ne duceam cu cârpele și făceam așa ca să stingem focul. Păi puteam să ardem de 1000 de ori. Nu s-a ars. Bun. În fine. Și fumul, până la urmă, deci cu parafina aia și microfoanele, pentru că nu întotdeauna găseai stativ. Sorin Chifiriuc, care e încă în viață și poate să confirme, un mare, mare chitarist și un mare om de muzică, își lega o sfoară din capătul ăsta până în capătul ăla și microfonul la mijloc și cânta așa! Înțelegi? Deci astea erau condițiile și erau o boxă de bași, una de medii și un Twitter și încă o boxă de bași și una de un Twitter și asta era instalat pe aul. Și lumea se dădea cu cap de pereți, erau 1000 de oameni în sală. Plus un fum înnecăcios. Lasă-l ăla, nici nu mai conta. Și intra impresarul Irisului, un tip muscaliu, nu știu dacă mai e în viață, cred că nu. Și spunea, băieți, 40 de minute cu RS. Și în momentul ăla, lua foc toată sala, deci era o stare cum nu poți să-ți povestești. Și venea Miculescu, dădea așa, un șut la stativ și îl prindea și îl ridica. Și era, prima dată intrau chitariștii și se auzea tân 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 tân. Era aia, mai e puțin, mai e un pic. Aia. Și nu li se vedeau decât adidașii și picioarele, că așa era făcută lumina, care erau niște rivalte și două reflectoare furate de la teatru, care erau așa, stăteau pe un stativ care era strâmb, așa, era căcat, în fine. Și era mare, băi, dar lumea era înnebunită. Asta, exact aia. Ai tonalitate. Vezi, băi, Cristi știe tot. Nu te-ai prins? Eu l-am învățat tot ce știe. Exact. Și eu pe tine. Deci... No. Așa. Și astea erau spectacole. Deci era fabulos. Băi, dacă îmi pare rău de ceva, este că n-am cântat în cluba niciodată. Am cântat la Music Club și cred că am fost o dată cu tine acolo. Am cântat în cluba și am intrat fraudulos în cluba pe vremea lui Ceașcă, când nu puteai să intri în cluba dacă nu erai arhitect, student, arhitectură, ceva. Și, mamă, se făceau niște dălea ca să intri acolo, să fii acolo, într-o cameră cât asta, ceva. Băi, cluba era Dumnezeu pentru România, așa pentru București. Ai dat la arhitectură? În 80. În 80 am dat la arhitectură. Da, de am dat. De ce, mă? Ca să intru în club, da, are dreptate. Da, că nu mă lăsau în club, da. Nu, era fabulos. Deci, stai puțin. Arhitecții, pe lângă faptul că dintotdeauna sunt o altă mâncare de pește, Iulian Brabet. Dar, în vremea aia, Institutul de Arhitengure era excepțional. Institutul de Arhitengure e un pingu, așa îi spunea. V-am învățat numai tâmpenii. Doamne, fii de aici. Da. Auzi? Eu vreau să-i spun ceva lui Iulian. Iartă-mă, dar trebuie să mă... Iulian. Da, Iulian. Ești unul dintre oamenii care m-au învățat ce înseamnă un baking adevărat. Iulian nu așa. Este bakingul lui Ray Charles. Trei fete frumoase care stau și fac așa. Iulian este omul care stă la bas și de fiecare dată când am văzut, el nu știe lucrul ăsta, că nu i-a spus niciodată. Băi, te susținea. Da, ce te la fel ca și Robert Anghelescu de la Proconsul. Ei au fost cei doi care m-au influențat. Băi, vrei să susții pe un solist? Da. Atunci respectă-i fiecare măsură și respectă-i fiecare notă pe care o dai ca să-l sprijin, ca să o armonia scenică să fie bună. Ciudat. Și eu cred că Mihai Coman și Iulian Vrabete
Făceau ca toată trupa holograf să sune foarte bine. Ciudat tot ce spui, să știi. De ce? Pentru că nu înțeleg cum te-ai prins tu că susțineau un solist. Când vreodată... Adică, știi ce înseamnă să fii solist? Da, mă, da, să fii individualist ca tine. Fac ce-mi spune draga mea. Doamnelor și domnilor, era cum revenim asta? Cu vreo... Nu, 30 de ani în urmă. Nu se mai termină astea, mă. Hai că ne apropiem de final cu pași repezi. Păi da, am ajuns. Nu, mai puțin. Mai puțin, mai e un pic! I should have known better, better let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, I can't wait to see you again. Păi, dar știi că mi-ai dat o idee bună la anul să... I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. Need you by my side, tell me it's alright. Cause I don't think I can make anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, cause it's really got a hold on me. Really got a hold on me. Așa se termină la ei acolo, în vestul sălbatic. Băi, am fost în Scoția, m-am pe mine. La castele. Extraordinar. 3000 de castele. Și am avut o nuntă, un indian inconștient care s-a căsătorit cu o româncă. Știu? O româncă de undeva, de nordul capitalei. Ai nordul, cântat acolo, practic. Am cântat acolo într-un de castel familie. De nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred ce se întâmplă în Scoția aia. De aia stătea și Regina Dumnezeu să o odihnească acolo, în Edinburgh. Serios, fabulos, fabulos. Hai să te... Adică următorul așa. Podcast va fi peste sau următorul dialog muzical, pentru că numai podcast nu pot să-i spun acestui lucru, o să fie la 70 de ani. Pe bune? Da. Păi crezi că îi prind cu stilul ăsta de viață pe care l-am? Iubire, vină, te rog frumos. Iubire, vină, te rog frumos. Nu o să îi luăm ăsta din față? Cofetăria Ana. Nu, este... Asta maniana. Mulțumesc, dragostea mea. Spune-mi, ce mâncăm noi aici? De ce? Iubire, ce mâncăm? Amandine. Amandine. Eu trebuie să îți spun acum vreo 10 întrebări. Ok. Ești pregătit, da? Da. Marius, dăm jingle pentru 10 întrebări. Îți dau și eu după aia, 20. 40. Eu am 40, tu ai 10, da? De azi înainte, când scura duile. Asta a fost mai bună decât... Da? Da? Amandina. Avem o întrebare de la Fane. Dormi îmbrăcat sau dezbrăcat? Cine-i Fane? Azi noapte să știi că am dormit dezbrăcat. Iată, dragi doamne și domnișoare, iată răspunsul vostru. M-am dezbrăcat ulterior. Iar acum de la al doilea Fane. Croazier all inclusive sau cu cortul pe o plajă pustie? Cortul în asta. În cum plajă? Croazieră, mă dregu de croazieră. Niciodată nu ai... Băi, tu n-ai cântat pe vas? Niciodată. Niciodată? Nu. Că mi se spărgeau vasele de-n sânge în cap. Cum? Ce să... Cum să cânt pe vas? Doamne, nu știu, să faci așa. Nu există așa. The final curtain. Tu te bă, de aici ai nevoie. My friends, apropo. Mihai Coman cred că a cântat pe vas sau ceva, sau s-a drogat pe vas. Nu știu, dar oricum pe vas a fost. Să uite la noi să-l pomenim astăzi. Chiar îl pomenim. Repopulare de baltă cu pește sau investiție în cripto? Să mor tu că ai scris asta. Să mor eu că am scris asta. Nici una, nici alta. De ce? Mi se rupe și de una și de alta. Pe bune, nu-i interesat cripto? Niciodată. N-am, nu știu. Pentru că următoarea întrebare legată. Bitman sau Bitcoin? Asta a fost o glumă. Bun. Hai, treci la urmă. Trebuie să râzi. Da, am râs. Steaua sau FCSB? Bă, lumea mă confundă. Vorbim serios. Cu vreun mare de ăsta, nu stelist, microbist. Microbist. N-am fost, eu țin cu holograf dacă mă întreb. Dar îmi plac
sportivi și ceea ce fac ei, pentru că seamănă foarte mult cu ceea ce facem și noi. Corect. Și iubesc, indiferent că sunt la Steaua Rapid, Dinamo Craiova și așa mai departe, Cluj, mie îmi plac ei când se, așa, may the best win, ca să zic. Că este, da, câteodată îmi place, de ce? Pentru că mi-a rămas din 86. Așa. Dar nu sunt ăsta, Eddie este stelist până la moarte. Nu-i place FCSB-ul, dar se uită la ei pentru că așa. Nu-i mai place nici Steaua pentru că e în divizia a patra sau nu știu pe unde e Steaua. Eddie? Dar au un stadion excepțional. Ne Moftic? Vedem la Rapid. Nu, da, așa. Da, la Rapid, uite, zile trecute m-am întâlnit cu Daniel Niculae, da? Și cu mobilierul. Cu tizul meu, Dan Șocu. Și care nu înțelege la apucat acum la bătrânețe. Asta la, când l-a apucat să se, da, face o mutare foarte bună. Cred că vrea să candideze. Nu știu, dar deocamdată important este că merge bine echipa. Merge, a luat bătaie. Tocmai ce a luat bătaie acum, zi. Dar îmi plac, sincer. Bravo. Fii atent aici, încep întrebările mai grele. Căsătorie sau burlăcie? Ai, zău, asta e întrebare? Da. Păi și viața? Bă, dacă intră acum cineva și te îndrăgostești iremediabil, da, nu o să cer niciodată de soție. Tu crezi că eu mai pot să mă mai îndrăgostesc iremediabil? Da! Mă-mi-mi. Dai, ceas, uite ceasul aici, uite, na, uite, ți-l țin eu să-l vezi. Da, te poți îndrăgosti iremediabil. Da, și ce să-ți fac? Dau un exemplu? Da, de ce? Sunt mii de exemple. Sunt mii de exemple. Uite, Richard Gere. Ce-a făcut? Nu știi că a făcut primul, un copil la 70 de ani și s-a îndrăgostit și nu știu. Da? Bravo. Ai văzut? Acum ați o licără de speranță. Ne-a făcut de râs. Te termină, vezi că... Nu, nu, eu n-am nimic împotriva acestui experiment de care vorbești tu. Doar că trebuie să și trăiești cu cea cu care te îndră, știi? Trebuie, da, să, trebuie să... Adică trebuie să... Tu trebuie să faci o fată. M-am gândit de multe ori la asta. Tu trebuie să faci o fată, pentru că după aceea tu te vei îmblânzi și vei fi acea scorpie îmblânzită. Aici nu pot să-ți povestesc. I can tell you. Sala Palatului sau sala Polivalentă? Nu. No. O, doi. Ce e sala Palatului? Măcar dacă tot e așa, Cluj Arena alea. Adică, hai mă, ce dacă Cluj... Nu, vorbesc de... Aici în București n-avem nimic. N-avem nimic, e o rușine. Să n-ai tu o sală de concerte de cel puțin 10-12 mii de locuri într-un oraș de 3 milioane de fugiți. Nu, vorbesc serios. Sau măcar un stadion care să nu fie construit anapoda. Cum este ăsta, Național Arena, de nu poate intra nici măcar autocarul cu echipe, el nu se poate duce până în ușa vestiarului ca să nu mai stea toți ăia să, băi, dă-te morți, dă-i acolo. Deci nu, pentru că se lovește nu știu ce, nu i-au calculat bine. Și nu pot intra camioanele în șir, dacă vine AC/DC, da, sau YouTube, sau cine vrei tu, YouTube, să intre și să iasă pe partea cealaltă. Nu există chestia asta. Deci noi avem ori primari idioți, ori arhitecți nebuni. Deci nu există să nu faci, ca să-l faci... Ori efectiv nu se gândesc, nu, la alte întrebuiințări ale locurilor respective. Să renteze. Un stadion nu trebuie numai să se susțină din meciuri de fotbal și din chiria lui Gigi Becali. Trebuie să... Bă, evenimente tot acolo, pe stadion, că de-aia e stadion. În fine, nu. E... Deci o, doi. Oh, Jesus. Wembley. Jesus? Yes? Antonio Passarelli sau Cătălin Scărlătescu? Teo Trandafir. Te-ai mai văzut cu Antonio? Cu Antonio m-am văzut pentru că m-a invitat. Are un restaurant în care șef este fiul lui. Unde? Michael, în Pipera. În Pipera? Schiceria se numește. Și se mănâncă foarte bine. Și am cântat acolo cu Marius Bațu ca să-i facem mare lui. Și nu, ne-am dus de dragul lui. Și e foarte plăcut. E foarte plăcut. Auzi, apropo, cu Scărlătescu mă întâlnesc mult mai des. Știu. Da. De pe Insta Story. Nu, serios că mă întâlnesc mai des. Acum a dat în patima pescuitului. A nebunit și a luat barcă să-l vezi. E dus cu cap. Da, ce asculți pe barcă atunci când merge? Nu mai Horia Brenciu. Așa te vreau. Sau nu, Fuego. E cam tot aia. Stai zi. După 60 de ani, da, dinamic în investiții și afaceri sau relaxare pe plajă Rapid de Amazoane, mă, cu Daikin. Tu vrei să știi ce o să ți se întâmple peste 10 ani? De-aia îmi pui întrebările astea. Nu mă mai interesează nici dinamic în investiții și afaceri. Sunt sătul de dinamic și de investiții și de afaceri. Hai, serios. Mi-am lăsat... Deci Rapid de Amazoane. Da, mai degrabă. Deși, și acolo e plictiseală. Zi. Apropo de Amazoane, apropo de... Sex on the Beach sau in the...
bacalau. Iară glumă, iară glumă. Mate, ți-e plin de glume astăzi. Tu ai avut oracol când erai mic? Asta da, 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 da. Păi de aia... Mai ții minte când ardeam... Ce părere aveți despre proprietarul acestui oracol? Băi, băi... Hai mă, serios, asta la Brașov? Bine... Adică... Ții minte când aveam corțurile paginilor, le dădeam așa cu... Le ardeam puțin și le aplecam așa și le întoiam așa și scriam acolo... Hello, făceam o inimioară acolo. Aoleu, Dumnezeule. Hai, treci la ultima întrebare, că deja... Ultima întrebare. Așa. Fii foarte atent. Zi. Cine e femeia vieții tale? Liliana Ștefan. A, stai! Să intre Liliana! O, ce bine ar fi. Nu, n-avea cum să nu fie. Știi că Liliana ne-a scris versurile la o piesă. De-aia n-a avut succes. Nu, dar... E treaba ta, tu ai. Deci dacă așa, îmi cereai mie... Așa soacră, așa soacră. Nu, deci cred că e singura soacră pe care nu o iubesc. Nu poate să nu fie o femeie cu care am stat 29 de ani, am crescut 3 copii împreună și în continuare îi creștem, chiar și separat. N-are cum să fie... Acum, hai să fim serioși. Cred că atunci când a scris versurile alea... Care? La 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 la. Asta e Cool and the Gang. Ce e? Și nu sunt versus, niște onomatopee. La 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 la. Ce? Sunt trending fancy cool, sute de inimi fur, mi-e ușor. Cred că s-a inspirat din tine. Nu știu, că le-a scris și Irișilor o piesă. I-a scris Mălinei Iolinescu, Dumnezeu să o odihnească, piesă cu care au fost și la Eurovision. A scris, nu, scrie versuri. Dar aici n-am înțeles totuși cine scrie versuri de succes și versuri de... Mănâncă. În an viitor... Ai voie, dulce? Ne vedem pe 29 martie. A, până atunci nu ne mai vedem. Ba da. A, ok. Eu eram fericit că nu ne mai... Așa. Cum vrei să faci finalul? Te simt, că acum nu știi, te gândești dacă nu, eu băgăm știu. O melodie de final sau ceva? Nu, eu știu. Da, zi-mi. Mi-ai dat... Aici nu scrie contract. Domnul Dan Bigman, lucruri simple. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin, inima să-mi fie așa, ca un fulg în palma ta pentru mine. Lasă-mă să o cânt cum aș știu. N-ar fi prea puțin. Prea refren. Nu caut cuvinte de înțeles. Greu de înțeles. Și multe motive ca să iubesc. Refren. Și orice vise aș avea. Orice vise aș avea. Eu așa aș fi cântat-o. Lucruri simple voi păstra. Mai departe. Tot refren. Cerul albastru, eu și tu. Și tu veneai din spate și mă, eu și tu. Dar îmi place cum înseamnă. Mie de ajuns doar muzica. Muzica. Mie de ajuns privirea ta. Uite, puteai să ai o piesă de succes. Mă întreba pe mine. Lucruri simple voi păstra. Voi păstra. Cerul albastru, eu și tu. În această zi și în această seară, pentru voi a fost Dan, la un prieten, Horia Brenciu FM 106.8. Luați-l la, deci pe Dan îl iei, îl iubești fără necondiționat. Fiecare dintre noi avem nebuniile noastre, greșelile, dar și lucrurile noastre frumoase. Andreea, iartă-mă. Mie-mi place orice zi care mi-ar plătea zâmbi dimineața. Dimineața pe perna ta. Mamă, ce era astăzi pe perna mea dimineața. În fine, așa. Îmi place așa, doamna, cum ești. Când te duci până la Ploiești. Ba-na-na. Nu te vei schimba. Nu. Nu caut mistere. Ce bun, ce bun are. Să le
Asta a fost bună. Nu, nu, asta. Nici după avere nu vreau să aleg. Și orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Doar muzica mi-e de ajuns, privirea ta, privirea ta. Lucruri simple voi păstra, voi păstra, voi păstra. Acum face dar cu muzica. Na 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 na. Sufletele frumoase ale muzicii noastre, ale luminoase. Unicul, da, care cu unul din. Unicul sunt eu, the only one. Tu ești Dan Bigman. There must be only one. Mulțumesc, mulțumesc și eu frumos. Scuze domnilor care au stat până la ora asta și ne-au suportat. Doamne, și dumneavoastră acasă. Mulțumesc frumos.